Bun, în astă seară, mare bal mare. O, domnul Relu, vreți să învățați despre cuplu? Sau despre cuplăraie? Voi o așteptați la curs, nu? Eu știu. Bun. Hai să facem o mică de-asta. Recapitulare. Cum e cu cuplu? E dacă m-a ajutat, ați văzut măcar emisiunea despre căsătorie? Da. Și ați înțeles ceva? Da. Că sunt niște etape, știi? Ați și înțeles sau? Băi, vreau să vă zic ceva. Cuplu, băi, după aceea cea mai gravă, mă rămân. Cuplu. Deci, ideea este în felul următor. Ce se întâmplă cu... Că zici că am venit luat adus de apă, nu? Da, nu-i nimic. Băi, mă primi și așa, cum am venit. Deci, ce se întâmplă în cuplu? Și refacem schemele. Avem doi. Bine. O să vedem cum minte, ce se întâmplă când intervine în al treilea. Și N. Mă vezi foarte serios. Evident, n-am nicio vină, eu doar am studiat. Nu e de la mine. Misiunea personală. Eu n-am vrut. Karma. Karma, genul și fecșiu. Să nu mă doamnă, acum am văzut. Era mai sobru, dacă știa. Bun. Și avem domnul și cu doamnă, da? Mă rog. E așa? Ceva de genul ăsta. Mă rog, whatever. Băi, ever. El și ea. Bun, ce se întâmplă într-un cuplu? Se armonizează, da? Și atunci încep să producă transferul de câmpuri, de energie. Da? Se armonizează. Transferul de SNU. Transferul de toate tipurile de energie. De asta încep să semene oamenii între ei. Pentru că se armonizează și încep să se suprapună energiile, câmpurile. Bun. Am explicat cum e căsătoria, unirea sufletului cu unirea ghizilor, îngerilor, etc. Mai încep din... Încă o dată, nu. Nu. Bine. Bun. Și ce se întâmplă? Se întâmplă un fenomen. Acum vorbim strict de relațiile karmice. Da? Relații karmice. Care sunt relațiile karmice? Sau mai sunt, hai să zicem mai altfel. Care sunt relațiile care nu sunt karmice? Că e mai ușor. Știți care sunt relațiile care nu sunt karmice? În care oamenii sunt pe dharma și se întâlnesc și se iubesc pur și simplu. Nu se aude la doamna în fund. În care oamenii sunt pe dharma și se întâlnesc și se iubesc pur și simplu, fără să mai aibă probleme care? De rezolvat. Crezi că există așa ceva la ora actuală? Îmi imaginez că da și sper. Eu îmi imaginez că nu. Și nu că nu îmi imaginez, n-am întâlnit. Și vă spun și de ce. Pentru că admițând că sunt cupluri care au darme, care nu au karme, care nu au plăți, da? Și sunt legea iubirii. Credeți că există vreun neam care nu are karmă? Da. A? Și s-a încheiat. Filmul. Deci, stop joc. Ați înțeles? Deci, răspunsul este nu. Deci, indiferent cât de evoluați sunteți și cât v-ați plătit voi karma, va exista karma de neam care se va interpune între voi și partenerul de viață. Până când? Asta e important. Până când karma se va termina. Corect. Ai o bilă albă. În cap. Ai o bilă albă.
Deci, până când se rezolvă și karma de neam. Adică karma de neam, ca să vă fie foarte clar la ce vă înhămați, este problemele tuturor strămoșilor mei. Ați înțeles? Adică e lung până departe. Toate problemele strămoșilor mei se manifestă la un moment dat prin mine. Bun! Care este avantajul în cuplu? Hai că se manifestă prin mine, asta e, mă cert eu cu mine în oglindă. Dar, drăguțe, când apare iubita mea? Pentru că, nu cu karma ei, e destul karma mea. Deci acum analizăm fără karma ei. Pentru că în momentul în care este iubita mea, evident, eu voi proiecta din SN-ul meu pe ea. Nu? Pentru că o iubesc. Deci rămân cu protecția divină mai mică. Și karma mea, personală sau de neam, ce se va întâmpla? Se va proiecta pe ea. Și am un maestru clasic în viață care când își prezintă nevasta îi spune karma mea. Și are dreptate. Numai că n-am înțeles, eu râdeam. La început eu am râs. Dar după aia, când am reintrat într-un cuplu, mi-am dat seama că e de plâns. Că până la urmă problema poate să nu fie chiar ea, poate să fie karma mea. Și se manifestă karma mea, karma neamului meu, relativ la mine, prin cine? Prin cine iubesc eu mai mult? Și acum revenim la Biblie, că voi sunteți creștini ortodoxi și evident știți. Și ați înțeles. Da? Dușmanii lui vor fi casnicii lui. Adică dușmanul din pat. E cu tine. Tot timpul. Că e cățel, că e pisic, că e... Gabi, ce mi-a spart laptopul? Deci tu, sau Sophie sau Ștefan? Bine. Bă, mă, am vrut să-mi scot și să-mi deschid și eu mail-ul, că eram pe acasă. Și când am ridicat și am dat drumul, am florit ecranul. Nu. Bine. Bun. Deci karma neamului meu. Care se manifestă prin cine? Prin iubita mea, care este lângă mine. Bun. Ce am eu de înțeles? Păi tot. Pentru că tot ce manifestă ea este relativ la mine. Și atunci, tot ce ține de gelozie, judecată, vorbe nedrepte, tot ce ține de injurii, tot ce ține de rău de lângă tine, sunt de fapt ale tale. Sau ale neamului. Că pot să nu fie ale tale întotdeauna. Ok? Pot să fie ale familiei. Pentru că automat prin ea se poate manifesta subpersonalitatea maternă sau paternă a mea. Se pot manifesta și aici e problema cea mai mare. A mea, cel puțin. Prin ea se pot manifesta toate supărărilor doamnelor relativ la mine. Eu vorbesc de ei. Și asta este și relativ la... Adică trebuie să înțelegem asta relativ la voi, la viața voastră. Bun. Și mi le iau. Pe ce? Coarda este una. Adică una. Sunt mai multe, da? Dar exact pe coarda asta. Și evident că mă... Ce mă? Mă doare, mă. Dacă ar fi doar întristarea, acolo ne ducem unde nu e nici... Mie. O mie și pace unde nu e nici întristare. Mi suspin, așa. Până atunci, aici e și întristare și suspin. Băi, ați înțeles? Deci pe cozile
care se leagă între noi, vin exact informațiile care sunt relativ la noi. Cum îți dai seama că te-ai vindecat? În momentul în care manifestările nu o mai supără. Și în momentul respectiv ce se întâmplă? Se oprește. Păi de ce? E foarte simplu. Și aici am un exemplu. Era un tip care și-a ales siropită de prin ferentari. Și a condus-o acasă. Și l-au prins băieții din cartier. Ce cauți cu fetele noastre? Că așa se pune problema în cartier. Și zice, pe mine m-a dus pe din acasă. Și a tras mama de bătaie. Mă rog, a doua seară o duce acasă. Îl prind din nou. Mă, tu n-ai înțeles? Îi trag mama de bătaie. Păi zice, poți să nu-mi duc pe din acasă. A dus-o acasă și a luat omul în bătaie și s-a dus și a treia oară. Ăla când l-a văzut a zis, bă, tu ești nebun. Și nu și-a mai luat bătaie și a putut să ducă prietenul acasă. La oameni, da? Omul renunță, nu? N-a văzut că, dacă vede că nu te mai deranjează. Pentru că ce se întâmplă? Voi trebuie să înțelegeți un lucru. Prin ăsta se manifestă, de fapt, ce? Demonul același prin intermediul omului de lângă tine. Și te lovește unde? Unde sunt bubele tale. Deci, dacă te deranjează, problema e ta. Când nu te mai deranjează și te-ai vindecat, n-ai ce să-ți facă, că ți se părfie. Deci, evident că nu o să te atace nimeni unde ești tu tare. O să te atace unde ești slab. Bun. Să zicem că pe celălalt îl deranjează altceva. Deci pe unul deranjează gelozie, pe unul deranjează minciună. Există, știți, cea mai mare scornire a demonului este existența minciunii prin omisiune. Nu este adevărat. E fals. Adică să nu credeți că dacă nu spuneți adevărul, mințiți. Asta este scornirea demonului. Pentru că Dumnezeu nu vă spune tot. Acasă îmi zic că nu o spune că niciodată nimic, câteodată. Corect? Vă să întrebați pe Dumnezeu, dar de ce? Și Dumnezeu să vă spună ceva? Nu. Asta înseamnă că vă minte? Nu. Asta înseamnă că e minciună prin omisiune? Nu. Nu știu ce. Deci, minciune este minciună prin omisiune. Vă spun, înțelegeți? Nu sunteți obligați să spuneți tot adevărul. Cine vrea să afle tot adevărul are o problemă de control, de nesiguranță. Vă e clar? Și problema nu este a celui care nu spune adevărul, ci problema este a celui care vrea să afle tot adevărul. Nu te împiedică nimeni să afli tot adevărul. Dar dacă tu vrei să afli tot adevărul, înseamnă că ai o problemă de nesiguranță. Nicio! Editorul meu editează devenirea. Și la un moment dat mă întreabă, auzi? Dar ce s-a întâmplat cu fata din timpul violului? Nu știu. Cum nu știi? Lași în aer un personaj suspendat. Cum poți să scrii o carte în care nu se știe totul despre personaje? Bă, zic, da, în viață tu știi totul despre toate personajele, vine omul, stă o perioadă, pleacă. Mai știi ceva? Poate nu știi nici dacă moare sau când moare. Zice, nu e literar. Mă, viața nu e literară. Viața e viața. Și așa că, vreți, nu vreți, o să existe lucruri. Evident, noi tindem și o să vorbim și despre asta. Ca un cuplu, în legea iubirii, să știe absolut totul unul despre celălalt. Corect. Dar asta în legea iubirii. Cât timp mai există karmă? Nu pot să spun. Pentru că nu îi spun ei ce am de gând să fac. Îi spun lui. Prin ea. Și asta câteodată n-ai voie să spui tot. N-ai voie să răstești tot. Înțelegi bine, nu înțelegi? Nu o să vă spună Dumnezeu tot. Și chiar dacă o să aflați niște lucruri, o să vezi că nu aveți voie să le spuneți. Una dintre cele mai mari greșeli ale vieții mele, una dintre cele mai mari greșeli din viața mea, este momentul în care i-am spus unui om un lucru care nu era pregătit să-l audă.
frate, niciodată n-a fost supărat. Am făcut multe prostii la viața. Niciodată n-a fost supărat mai mult Dumnezeu pe mine. Pentru că eu mai am acces așa, mă mai uit. Dincolo, mă sunt perdea. Și mi-a scăpat pe zi. Și tipa respectivă a făcut absolut ce a putut în tot ce înseamnă cunoaștere ca să împiedice acel lucru. Problema este că am produs o buclă. De vreo 5 ani. Tot acolo a ajuns. Dar am produs bucura asta. Și au trebuit luate alte măsuri pentru ca omul respectiv să ajungă în punctul unde trebuia să ajungă. Și a fost vina mea. Așa că, chestia aia cu spusul adevărului, bă, câteodată îți capsezi gura. N-ai voie să spui tot adevărul. Asta înseamnă că mint. Înseamnă că nu e bine să spui întotdeauna tot adevărul. Bun. Și nu numai. Sunt multe pe care se dau gări. Eu nu, deci o secundă, eu nu propovăduiesc pe rău sau aia, dar nu întotdeauna pot să spui adevărul. Din păcate, ăsta este o realitate. Bun. Hai că am o grămadă de întrebări la care trebuie să răspund. Ideea este, într-adevăr, cuplu, la un moment dat, în legea karmei, sunt în opoziție, prin ei se manifestă energia negativă, care se întrepune între ei și îl bușește pe ea prin ceea ce o doare pe ea și pe el prin ceea ce o doare pe el. La fel este, ți-ai rezolvat karma personală, că aici a fost una dintre greșelile mele. Eu mă sunam, dar EBF-ul persoanei. Bun, EBF-ul persoanei, și mai ales dacă e un înger întrupat, poate să fie ok. Poate să fie? Nu știu. Perfect, n-ai nicio problemă. Dom'le, dar am omis ceva. EBF-ul, deci beneficitatea karmei de neam, care poate să fie sub 60, poate să fie minus. Bun, ce te faci cu problemele astea de karmă de neam? Nu apar aici, chiar dacă el sau ea are EBF-ul bun? Nu te căsătorești numai cu ea, ci cu tot neamul ei. Și problema este, poți să-ți asumi? Pentru că tu vezi vârful de la iceberg. Dar de desubt, mai Dumnezeu știe ce e. Nu s-a vorbit de vârf. Bă, e clar? Și atunci, apropo de căsătorie, e o întreagă poveste. Dar este o relație, este o ispășire prin suferință. Rapidă. Deci nu se compară cu călugăria. Călugăria e parfum. Credeți-mă. Am stat în mănăstire. Trebuie să pui ritualul în mănăstire. Faci ascultare, gândește altul pentru tine. Nu e nicio problemă. Când se spune descarci, descarci, greu. Când vrei să aprinzi lumânări, aprinzi lumânări. Când trebuie să te închini, te închini. Faci ce fac aia. Știi principiul ce fac eu să fac cu toți? Te duci și tu. Dar e evident că asta e smerenia trupului și a spiritului. Corect. Bă, dar smerenie ca în cuplu, unde sunt? Ce? Dar de ce? Dar cum? Dar cine? Smerenie ca în cuplu? Nu. Nu se câștigă. Tocmai, dar asta este bun. Vreau să vă spun ceva. Vreți? Nu vreți? Dacă nu treceți prin treaba asta, înapoi. Clar. Că și Doamne, Doamne, oare pe aia lui. La alt nivel. Bun. Pentru că principiul feminin o să fie felul următor. Ce bătaie trebuie la asta. Principiul feminin. Lasă. Feminin. Și nu știe. Bine. Înțelegeți cum funcționează? De asta se întâmplă în viața noastră o chestie ciudată. Că Dumnezeu e drept. Dar principiul feminin e îngăduitor, știi? Și atunci tu le faci. Și se apără principiul feminin, că noi suntem copiii. Și odată faci, dar nu se mai poate. Zuf!
atunci dai cu ăștia în gard, sănătos. Bun, EBF-ul. Deci, aici să punem problema. De EBF-ul, de carbă, de neam. Nu să stau să... că am vorbit despre cum să plătesc și ce se întâmplă. Și acum întrebări. Răspunsul, da? De ce e important cuplul? Tocmai pentru că în universul ăsta funcționează principiul oglinzii și rezonanței. Și atunci o să atragi bărbatul sau femeia cu care rezonezi, dintr-o anumită perspectivă. O să spunești, ce vină am eu că mama lui prietenul meu e vrăjitoare și când îmi face de toate? E clar că ai o vină. E clar că undeva ai. Pentru că magia este o formă de plată karmică și o formă de școală. Înseamnă că ori ești puturos și nu vrei să înveți nimic, ori ai plăți karmice și nu faci nimic pentru ele, ori ai practicat magia în altă viață, sub o formă sau altă. Și acum n-ai decât să îi ajuți pe alții să plătești. Vă e clar? Deci nu se poate altfel. Principiul universului ăsta este foarte simplu. Nu pot să întâlnesc, deci am stat și m-am gândit. Măi, vă știți care e probabilitatea matematică ca două mașini să se ciocnească? Probabilitatea matematică. Foarte mică. Foarte mică. Și totuși ele se ciocnesc. De ce se ciocnesc? Pentru că undeva acolo există niște legi care guvernează universul ăsta. Și inevitabil ajung să se ciocnească. Deci nu se poate întâmpla o ciocnire din greșeală. Nu există greșeală. Am greșit. Nu! Programul era dinainte. Era dinainte. Și s-au unit vectorii respectivi în momentul respectiv. Dacă o să vă uitați să vedeți energie, o să vedeți... Mă, v-ați uitat vreodată la indieni? La o circulație la intersecția din Calcuta? Băi, frate, înțelegeți ce vreau să vă spun? De ce? Nu am de ce să se ciocnesc. Și pentru că nu am de ce să se ciocnesc, cum se ciocnesc? Te ciocnești când? Când ai de ce? Când amândoi au două programe, identice. Am văzut circulația în Anglia. Mă, merg ea ca nebuni, frate. Și când îi văd că merg, deci eu zic că știu să conduc, că, mă rog, am niște școli, mai am și niște exerciții, dar când i-am văzut pe șoferii aia mergând printre mașini, mă gândeam, frate, nimește oglinda, nu nimește, lovește oglinda, nu lovește. Așa merge. Ea în Italia e și mașini. Cel puțin în Milan, pe străduțele aia lor, când intrau cu Mercedes pe locuri pe unde trecea, că eu nu știu dacă pot să intri cu Mini Morrison. Aia treceau. Duf, bine, știi lucrul, ai, e o întreagă poveste. Dar totuși, faptul că nu se ciocnesc este pentru că nu trebuie să ciocnească. Asta încerc să vă explic. Că nu există probabilități de ciocnire. Și întotdeauna există un vector, deci dacă doi vectori tind să se întâlnească, un alt vector, destul de mare, poate să determine o schimbare a unui vector, astfel încât să treacă unul pe lângă altul. Asta apropo de asteroizii care vin și care o să ne omoare și care... Bă, dacă se roagă omenirea asta măcar un pic cu credință, un milimetru mișcarea unei traiectorii și sunt încheiați. Se plimbă... Băi, nu mă stați niciodată cu arma? Să vedeți ce înseamnă un milimetru la 100 de metri? Un milimetru la 100 de metri înseamnă aproape un metru, mi se pare. Nu? Asta înseamnă că ratez și mama țintă, nu mai țintă. Deci, și atunci, relația este importantă. Și asta mă refer la cei care, mă rog, evită. N-aveți cum să evoluați dacă nu intrați în relație. Și dacă nu aveți relație. Și dacă evitați și dacă fugiți de relație. Nu vorbesc conștientului vostru, pentru că mulți oameni zic, dar eu vreau o relație, mai ales femeile, bărbați. Eu vreau o relație, aiurea. Femeile bărbați sunt femei care au relații în care fac sex o dată pe săptămână. Vinerea. În restul, sau sâmbătă. Că în timpul săptămânii n-au timp, că sunt la muncă. Sau, mă rog, chestii de genul ăsta. Adică, cam așa se, sau el e plecat, sau mai știu eu ce. În genul ăsta. Și de fapt nu vor să intre bărbații, măcar știm că sunt bărbați. Sigur, da? Bun. Sigur. Niciodată nu e sigur. Până nu încerci. Dar... E clar că dacă nu ai o relație, înseamnă că pe undeva nu vrei sau nu ți-i îngăduie Dumnezeu. Dar eu vă vorbesc despre faptul că în evoluția voastră spirituală, oricine trebuie să treacă prin căsătorie și relație. Adică de ce să mă chinui numai? Nu,
Deci, o relație este... Vreau să vă spun ceva. Orice lucru are avantajele și dezavantajele lui. Și eu am auzit-o pe asta când eram mai mic, știi, și râdeau tații. Eu eram ăla micul, deci nu prea înțelegeam, dar eu băgam la cap, știi, era acolo fișierul ăla pe care nu înțelegeam. Și am un fișier pe care am început să-l înțeleg. Și discutau bărbații între ei despre un altul care nu s-a căsătorit niciodată. Și respectivul, mă rog, bani, casă, la ala. Și făceam mișto. Și la un moment dat, chestia era, zice, doamne, dacă te căsătorești, trăiești ca un câine și mor ca un om. Dacă ești burlac, trăiești ca un om și mor ca un câine. Mă rog, e de discutat treaba asta. Fiecare cum își dorește, știi? Dar nu e într-o tot adevărat. Și atunci, mie mă interesează să înțelegeți de ce. Eu, la mine, la cabinet, vin foarte mulți oameni. Și vin foarte mulți oameni cu valori bune. Și mă interesează, în mod special oamenii. Oamenii cu valori grei. Mai proaste? Bă, asta e! Trebuie să plătești, dacă e muzai cu plăcere. Că te omori, că te bați, că intri acolo, n-ai nicio importanță. Domnule, dar de ce au probleme oamenii cu valori bune? Pe mine asta m-a frapat. Adică cum? După ce am valori bune și am slujit lui Dumnezeu, așa, o mai și chinui? Și atunci am descoperit că toți cei care au slujit lui Dumnezeu și care au considerat greșit sexualitatea, căsătoria, familia, feminitatea, sunt obligați să vină înapoi. Nu? Ia de învață. Și ce ești? Și femeie, și căsătorit, și cu copii. Ca să fie de gând complet. Eventual și divorțat, ca să vezi cum e. Când îți crești singur copii. Vorbesc foarte serios. De ce? Pentru că eu am rămas frapat de un pasaj. Și un pasaj din Apocalipsă spune la un moment dat despre sfinți care cer răzbunare. Hello, eu am o problemă. Cum poate un sfânt să ceară răzbunare? Deci eu am mare problemă cu treaba asta și am încercat să văd bine, bine. Unde este răzbunarea lui Hristos? Unde a zis Hristos, stai un pic că vreau să mă răzbun. Vă fac eu. Stătea pe cruce și ziceam. Și pe tine. Și pe tine. Și pe tine. El ce a zis? Doamne, iartă că nu știu ce fac. Aia înseamnă înțelepciune. Și dacă ăia din cer, acolo, Sfinții Dumnezeu, ce răzbunare, pare rău, dar am o problemă. Înseamnă că nu sunt perfecți. Și atunci apare ispita sfârșitului lumii. Sfârșitul lumii. O perioadă de planeta asta, vă înseamnă, nu e sfârșitul lumii. Că nu o luați ca pe Apocalipsa, nu. Și atunci sunt obligat să nască pe pământ. De ce? Să vadă cât de greu e, să vadă cât e greu, cât de greu să fie om, să treacă prin alte încercări, spre de ca să înțeleagă să ceară iertare pentru ei lați. Inclusiv pentru cei care au chinit. Și să înțeleagă că tot ce le s-a întâmplat, s-a întâmplat pe drept. Nu? Și atunci, automat se nasc, automat trec. Doamne, știi, e ușor să spui. Nu e bine. Știi? Eu, călugări, spun. Păstrați curățenia în post. De ce? Păi dacă tu ești oprimit, e ușor să ceri altora. Când m-a întrebat cineva, doamne, dar păstrezi curățenia sexului? Și eu am zis, nu, doamne, dacă nu simți, nu o păstra. Ține-ți postul, că la ține de tine. Doamne, da. Când ești în doi, nu mai merge așa. Trebuie să fie amândoi de acord. Să o țină. Nu că vreau eu, că mi-e plac doamnele care sunt frigide. E post? Eu nu fac sex în post. Mi-am mai făcut o bucoană așa, a venit la inițiere și după aia a venit bărbatul pentru mine, că este mine, nu în doctor. Cum asta să-i spune soției mele că n-ai voie să facă sex 21 de zile? Eu! În viața mea! N-am zis așa ceva. Tocmai eu. Și zic. Și doamna s-a scuzat să de că ea n-avea chef și atunci a dat vina pe argeșelul. A zis domnul doctor că e bine să păstrăm curățenia post. Și el mi-a bărbat, spune, bine, nu, așa am învățat să mă strâng nevestele, să nu aibă grijă. Da, că putea să ia de bună. Deci n-am o problemă cu teaba asta.
De ce? De aia, pentru că mie mi se pare ca și foamea. A, că tu vrei să păstrezi abstinența, că ai înțeles ce înseamnă abstinență, că ai înțeles și ai continență. N-am nimic împotriva. Dar să ții de dragul unei legi, eu zic că e greșit. Înseamnă că e stupid și te chinui singur și faci și rău. Îți faci și rău ție. Pentru că cei care țin postul fizic, fără să înțeleagă, își creează singur frustrări. Eu n-am nimic împotriva să zic că frustrarea este bună. Deci, dacă vreți să vedeți ce probleme aveți, frustrați-vă. Eu vorbesc foarte serios. Întâmplarea face că studiind sporturile de contact, eu trebuia să-mi cresc agresivitatea. Agresivitatea se crește prin frustrare. M-am lăsat de fumat. Mai zicea cineva ce m-am venea să-l omor, să-l muși de gât. După aia, am mai rărit-o. Cu unele altele. Deci numai dacă îmi zicea cineva ce, mi se fac ochii mici așa. Și mă gândesc cam în ce mod ar fi frumos să-l dai așa, pe ce parte. Deci, din experiență vă spun. Plus că nu mai poți să te să stăpânești fiara din tine. Crește frustrarea din ce în ce mai mult. Și în momentul respectiv explodezi pe unde? Pe unde ai buba? Pe unde ai gaura? Vorbesc serios. Și știi cum le zici? Nici nu-ți dai seama. Foca automat. Eu vorbesc foarte serios. Frustrarea este o modalitate de spatele la suprafață a tuturor supărării. Postul. Dacă nu o să mâncați carne, evident că o să vă frustrați. Cei care acolo le place carne, da? Loc să mănânci tu acolo un mec mici măcar. Mănânci un mec soia. Și momentul zic, nu mai te frustrezi. Frustrându-te, se creează o presiune, o tensiune interioară, care la un moment dat se mai și face buf. Și unde e bubuia? Unde e mai aproape? În cine? Și cum este că îi lovești pe aia pe care îi iubești? De ce? Pentru că, cum să spun eu, energia aia care o eliberezi, se duce pe corzi. Și cu cine ai corzi? N-ai corzi cu dușmanii. Ai corzi pe aia pe care îi iubești și pe ei te descarci. Baf! Lui o dai. Evident că au rezonat cu ea. Oricum ei sunt de vină. Bun. Aici intervine trecinea. Pentru că problema se spune felul următor. Mi-a aruncat cineva pastila. Perfect. Dar eu în loc să... Hop, și să înghit și să o asimilez. Dar de ce ai zis asta? Eu încep să joc tenis. Batu! Batu ești prost! Batu ești prost! Înțelegi? Și se joacă, începe tenisul. Și, înțeles, să ajunge mai departe. Crește, crește, crește și ajunge și la altele. Deci problema este de energia interioară, frustrarea interioară. Plus că vorbeam că orice relație de cuplu are, produce sindromul de lift. Mai ales dacă ai fost așa ca un cal care a zburdat liber pe câmpiile patriei. Ca un fluture care e polenizat. Normal că apare frustrarea. Nu, care nu e conștientă neapărat, e inconștientă. Poate să fie și inconștientă, că nu toți oamenii sunt conștienți de ce se întâmplă înăuntru lor. Mă rog, și apare și începe. Și evident că agresivitatea se manifestă vis-a-vis de cel care te împiedică să. Cine e împiedica? Cel de lângă tine. Ia. Dacă nu erai tu, eram... departe. Găseam un altul, care era mai bun, care avea mai mulți bani. Și el gândește, dacă nu erai tu, tot București ăsta. Că fiecare are lecția lui. Ia. Deci fiecare trebuie să înțeleagă, băi, ești într-o situație, pentru că nu poți să fii într-alta. Deci eu sunt aici, stăteam și mă gândeam, eram la semafor. Eram la semafor în aglomerație. Era fără 5, fără 10, eu eram la Dunăre. Vă dați seama cum am mers? Deci la fără 10 eram la Dunăre la semafor și mă gândeam, oare ce trebuie să fac eu? Și mă gândesc, mașina asta are modul sport. Da. Trebuie să văd cum merge. Da. Și zic, care-i calea cea mai scurtă? M-am gândit, deci vreau să spun că am intrat pe stradă și am întors în față la patrie. Mă rog, deci,
că, mă rog, tot era sensul unic, nu? Mă rog, sunt și camere acolo, nicio problemă. Nu se pune. Nu se pune că e seară și nu se vede bine, a? Da, e interesant. Bun, și revenim. Și trebuie să te gândești, doamne, dar de ce sunt aici? Voi nu puteți să fiți aici dacă nu trebuia să fiți aici. De la asta pleacă tot. Voi aveți impresia că voi ați vrut să fiți aici, că de-aia sunteți aici. Și la un moment dat o să vedeți că o să vreți să fiți într-un loc și nu o să puteți să fiți în locul ăla. Și atunci o să înțelegeți că, de fapt, nu poți să fii decât în locul în care ești. Și că ceea ce trebuie să faci tu este să mergi. Mie știi ce îmi spune șeful? Eu tot timpul mă gândesc, mă, oare am greșit? Eu mai am chestia asta de culpă. Nu mi-au trecut încă mai. Din ortodoxie mi se trage. Și mai întreb, Doamne, dar unde am greșit? Și mie se spune, mergi. Mergi. Mă, de ce să merg? Mă gândeam, bă, dar de ce să merg? Pentru că în momentul în care mergi, îți dai seama și unde ai greșit? Că n-ai cum să-ți dai seama dacă stai în rahatul ăla. Și atunci, mergând, făcând lucruri noi, te uiți în spate, ai acces la alte energii și automat începi să îți dai seama ce greșeli ai făcut. Care te cresc! Dar dacă stai acolo, nu-ți tremură nimic, niciun mușchi, nicio emoție, nicio nimic, evident că ești un mort viu. Încerca să nu fiți niște morți vii. Că e cea mai mare pierdere de timp. De timpul vostru spiritual. Bă, și am observat ceva. Voi nu prețuiți timpul. Ia să-mi aveți un tip la cabinet care lucrează 28 cu 28. 28 de zile cu 28 de zile. Frate, ce program! 28 de zile muncești. Și în 28 e liber. Și m-am gândit, frate, în 28 de zile ce aș putea să fac? Să, fără să muncesc, dar să am și bani. Și muncește binișor acolo. Pe o sondă în caz asta, mă rog, e de acolo de ciorbă. Înțelegeți? Și voi nu știți să vă folosiți timpul, timpul vostru. Să învățați, să citiți, să schimbați. Voi trebuie să vă schimbați toate activitățile pe care le aveți. Și vă spun și de ce. În momentul în care schimb colectivul, schimb energiile, schimbând energiile, îmi schimb ceva. Schimbați-vă, frate, hainele. Schimbați-vă, eu știu, păriuța de dinți. Nu știu ce, schimbați la voi. Vorbesc foarte serios. Schimbați tot timpul ceva. Eu nu înțelegeam de ce străinii, bă, schimbă. E adevărat că noi n-am ajuns acolo. Dar nici nu vrem, nici măcar nu ne propunem. Străinii schimbă fiecare an mobila. Televizor. Bă, zic că ăștia sunt nebuni. Cum să schimbi? Orice lucru are o energie proprie. Dacă stai în acel lucru 20 de ani, o să ai energia acelui lucru. Și voi păstrați mobila de la bunici. Nici măcar nu vă propune să o schimbați. Pe mine asta mă... Nici măcar nu vă propune. Ba, vreți să o și păstrați, că e de la bunica. Să muriți în patul ăla în care a murit bunica. Eu nu știu dacă înțelegeți ce vă spun. Încercați să schimbați treaba asta. Și o să vedeți că se schimbă ceva în gândirea voastră. Schimbați! Eu vorbesc serios. Schimbați ceva în voi. Am zis despre cuplul în legea iubirii. Cuplul în legea iubirii înseamnă că nu mai există, cum se cheamă, karma. Deci nu mai există lupta între mine și persoana respectivă. Pentru cunosc, mă cunoaște, iubesc așa cum eu mă iubește. Sunt calitățile. Și atunci, este o sferă împotriva lumii. N-ai ce să-i faci une sfere. O sferă poate să fie atacată doar dacă are o fisură. O breșă. Și atunci, cuplul în legea iubirii are altă putere spirituală. Pentru că ei sunt un tot. El are rațiunea, nu întotdeauna, și are emoția, nu întotdeauna. Da? Dar împreună le au pe amândouă. Și atunci, când spune, gândește unul ceva, celălalt simte, e bine sau nu e bine, când gândește celălalt ceva, celălalt simte. Înțelegeți? Și atunci formează un tot, un caduceu. Da, e far away to temporary. De ce sunt cuplurile disfuncționale? De asta. Pentru că există karma și pentru că suntem imperfecți. Ceea ce ne face pe noi disfuncționali sunt tocmai imperfecțiunile noastre. Faptul că suntem imperfecți apare imediat într-o relație de cuplu. Nu vezi. Tu vezi coșurile de pe nas dacă n-ai oglindă? Nu.
coșurile când le vezi, când te uiți în oglindă. Așa e și în relații. Deci tu nu-ți vezi defectele decât în relație cu cealaltă. Și drăguț este că e un adevăr, condamăm în ceilalți ceea ce e în noi. Clar. Asta înseamnă că mă omor după minciunii, înșelata, dar eu le înțeleg și le accept. Nu mă deranjează, nu știu, nu cred că mai vreau să mi se mai întâmple mie. Dar asta înseamnă că când văd la alții, chiar nu mă deranjează. Dar nu o să mă duc să-i spun soțului că nevasta lui e cu nu știu cine, sau soției că soțul ei chiar nu mă preocupă problema. Că nu e mine. Dacă mai cred încă că bărbatul are voie să facă orice și femeia nu, atunci sigur o să am problema asta. Pentru că asta e specifică bărbaților. Sau celor care au fost ghiți de bărbați, că sunt și în genul situația asta. Ce este important și ce ține un cuplu împreună? Cel mai important lucru la un cuplu este ca cei doi să experimenteze împreună. Ce vrei să facem? Bă, vreau să călărim. Mergem amândoi. Ce vrei să facem? Vreau să facem aia. Mergem amândoi. Și să aibă pasiunile comune. Deoarece dacă n-ai pasiuni comune, n-ai cum să rămâi într-un cuplu. De ce n-ai cum să rămâi într-un cuplu dacă n-ai pasiuni comune? Pentru că automat te spargi din cauza pasiunilor. Tot ceea ce nu ți se potrivește, te desparte. Acum vă gândiți deja acasă, al meu. N-am ce treabă cu fotbal, eu n-am ce treabă cu baletul. Că mai bunele legea iubirii pot să fie în cei 1000 de ani în pace. Și că oamenii pot iubi diferit sau iubirea e aceeași. În urmă, întrebarea asta mi-a venit pentru că la un moment dat eu am făcut următoarea afirmație. Că un om poate să aibă o nevoie de a fi iubit și să fie în relație cu un om care nu poate să-i ofere, deși îi iubește, atâta iubire cât are el nevoie. Și răspunsul a unei doamne a fost nu. Iubirea asta aceeași. Greșit. Și o să vă explic de ce. Și o să fac un desen, că mie îmi plac desenele. Mă duc să fac școală de desen. Vă promit. Credeți că există o diferență de iubire între domnul și doamna? Este? Bun. Și atunci, cum va fi iubirea în cazul ăsta? Ce se va întâmpla? Ce vor simți? Deci, ea se va simți. Poate să se simtă foarte bine, pentru că într-un suflet așa de mare, dacă ești bun, te simți bine. Dacă ești bun, te simți bine. S-ar putea să se simtă și sufocată. Eu am trăit experiența asta. Apropo de o doamnă. Deci, aveam un pacient care era pe patul de moarte. Foarte. Am avut niște discuții cu el. Îmi vorbea despre filmele, deci îmi spune, m-a chemat toată lumea și zice, bă, dar am o problemă. Ce? Bă, zice, eu revăd filme. Filme pe care le-am văzut în tinerețe. Cum adică ne-a petică? Bă, zic, ce, văd de la un capăt la altul filme pe care le-am văzut la cinematograf, cu tot cu scris. Dar cum? Și am început să-i explic. Ne-a petică. Stai să-ți explic. La nivel de subconștient, ăsta e bazinul, da? Face și voi. Asta e buricul. Da? Mă rog! Am promis că mă o să fac școală de desen, dar până atunci mă suportat așa. Ei, la nivel de subconștient, care este la nivelul ăsta, spinele iliace, pubisul ăla, se adună amintiri, care sunt ca niște sfere. Fiecare sferă e ca un film de lungmetraj. Și când mori, se rupe barajul ăsta, se numește vărul lui parochet, și astea se duc direct în cap. Tuf! Și vezi lucruri pe care nu le-ai văzut niciodată. Aceleași lucruri se întâmplă la... La inițiat și la nebun. Așa e. La schiză. Da? Pentru că la un moment dat o să retrăiți tot ceea ce ați văzut. De asta n-am nicio problemă. Dacă vreau să mă uit și să mă gândesc, mă gândesc la un film pe care l-am văzut, că nu merge nimic nou. Că l-am deja. În memorie. Vă e clar treaba asta? Bun.
Și în, că de asta aici plecasem, era o doctoriță care se îndrăgostise de mine. Și suferea îngrozitor și nu am avut nicio problemă. Și tătica i-a zis, băi, tu nu înțelegi că el nu te vede? Puii mei, trebuie să văd eu la treaba asta. Și m-am uitat și la nivel astral. Și la nivel astral, toți oamenii erau așa. Ea era așa. Evident că nu puteam să duc asta, că te arde. Dacă mai ești și răuți și pe vremea aia eram așa, mai bunuți, am fugit ca dracu de tânăi. Că te arde iubirea când ai rău în tine. Iubirea arde rău. Dacă nu ești pregătit să fii iubit, nu poți să o duci. Fugi. Bă, e clar? Bă. Deci, oamenii iubesc diferit în funcție de capacitatea lor de a iubi. Și asta este capacitatea divină de a iubi, pentru că există iubirea de la nivel de sine. Bun. Facem iar un desen. El, Domnul, este așa. Crezi că este o desigurie între doamna care este așa? Ca dimensiunea sinelui? Crezi că iubirea Doamnei va fi asemănătoare cu iubirea Domnului? Evident, ea va avea alt tip de iubire, care nicio, poate nu are o componentă sexuală, pentru că la dimensiunea asta oamenii devin mai armonioși, mai rațional. Ce? Cum se mișcă un piton? Sau? Nu? Deci e vorba și de mișcarea interioară, de echilibru interior. Va avea alt echilibru doamna, alt echilibru domnul. Evident, poate crește, dar trebuie vreo 20 de ani, ca mine. Vă e clar? Și atunci, până și din punct de vedere sexual sunt diferiți, până și din punct de vedere sufletește sunt, sunt diferiți. Deci, oamenii pot să manifeste diferit iubirea. În funcție de vârsta lor astrală sau de sufletul lor pe care l-au dămurit în viața asta sau în altele. Cât e de important sexul în cuplu? Depinde. Sexul în cuplu are importanța pe care îl dă cuplu. Pentru doi oameni poate să fie important, pentru doi oameni poate să nu fie important. Pentru doi oameni pot să fie importante alte lucruri. Nu neapărat sexul. Asta ține de evoluția lor. Și de involuția lor. Pentru că oamenii, am ajuns la concluzia, că nu știu și nu au înțeles nimic despre sex. Și e dezastru. Și e un dezastru creat artificial și perpetuat. De creștinism, de biserică, de oameni. Nu de Hristos. Nu credeți că are vreo treabă Hristos. Hristos n-a blamat niciodată sexul. Niciodată. Nicăieri n-a zis, Doamne, fără sex, abstinență. Niciodată. Astea sunt gărgăuni unor frustrați sexuali care au apărut mai târziu. N-am găsit nicăieri să scrie lui Petru, Petru, mai ușor cu... Nu. Nu scrie. Eu am încercat. Am încercat să văd și eu care e primul frustrat care a generat chestia asta. Există o referire pe care o face. Adevărat vă zic vouă că în momentul în care te-ai gândit, ai și păcătuit cu ea în mintea ta. Dar este cu totul altceva. Asta se referă la gând care este, are aproape aceeași importanță ca și fapta. Dar niciodată nu a zis ceva legat de sex. Niciodată. Pe lângă faptul că nu știm și noi dacă a făcut sau nu a făcut, că e foarte important dacă a făcut. Pe mine mă interesează. Cum? Nu mi s-a răspuns la întrebarea asta și nu răspunde nimeni. Nu vreau, nu-mi vor ăștia. Bun, deci revenind. Studiați treaba cu sexualitatea? Vreau să vă spun doar ceva. Dumnezeu le are pe toate. Dacă le are pe toate, are sex sau nu are sex? Clar, dacă nu ar avea, n-ar fi omniprezent, omnipotent, a toate, da? Deci clar. Și aici se pune problema și cum are sexualitatea asta și în ce fel o manifestă și toate astea. Evident că nu o să vă spuneți pe o astea. Dacă omul
este făcut după chipul cerului, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Păi scuză-mă, chipul nu se referă la cap, mă. Se referă la tot. Și tot e și al treilea picior. Baston, mă. Noi suntem bătrâni și mergem baston. Deci, noi suntem văzut după chipul și asemănarea Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva. Asta este o imagine a noastră, Dumnezeu. Pentru că să nu crezi că în univers toți sunt humanoizi ca voi. Nu. Sunt extraterestri și care, din punctul vostru de vedere, s-ar putea să nu știe. Deci, e prima oară când am văzut un extraterestru, m-am pășat prin univers. Deci, vă mărturisesc. Deci, pe lângă faptul că e foarte deștept, eu când l-am văzut, mi-am o sapită de filme din copilărie. Și vreau să vă spun că mai întâi am văzut extraterestru și eu după aia am văzut biserica pictată a părintelui Arsenie Boca. Știți, acolo au Dumnezeia cu... au fruntea atâta? Ei, imaginați-vă că eu am văzut treaba asta, știți? Și după aia, dar pe mine m-a apucat râsul când i-am văzut. Și ăștia nu sunt Dumnezei, sunt a doua planetă locuită de la Soare. Care sunt într-adevăr mai evoluați și mai înțelepți decât noi. Dar nu sunt ultimii. Și sunt o grămadă de tipuri, de entități spirituale care nu au nicio legătură cu modul nostru de manifestare. Am zis că Dumnezeu e... Băi, eu le spun așa la ăștia, mă, cum poate un Dumnezeu ortodox, că dacă Dumnezeu e ortodox, ar trebui să fie foarte așa. Băi, acest Dumnezeu a creat, știți, ploșnița? Prin asta, eu am văzut, voi aș fi Furnica 101 sau 1001? A fost o carte de SF despre o furnică. O furnică soldat. Mă rog, și viața ei în mușurări. Foarte interesantă. Și se întâlnește și cu ea, și cu ploșnițe, și cu mai știu eu ce. Cu tot felul de chestii se întâlnește această furnică soldat. Furnică făcută de către un tip care a studiat ani întregi furnicii. Bun. Da, acolo găsesc despre ploșniță, că asta e interesant. Știți, ploșnița este o creație a lui Dumnezeu. Corect? Dracul nu poate să dea viață. Corect? Asta le-aș pune întrebare preoților și ortodoxi. Mă gândesc de ăștia ultra-catolici și ultra-ortodoxi. Ploșnița este un animal creat de Dumnezeu. Da? Da. Știți cum are penisul masculul? Nu v-a interesat penisul ploșniței? Penisul ploșniței este sub formă de sabie. Îmi pare rău. Sabie. Și întrucât el nu are simțul găurii la început, nu nimerește. Dar unde nimerește, creează organe genitale. Și îți dai seama că de câte ori a avut un păiecher, o femeie ploșniță, în funcție de câte organe genitale are. Deci dacă are 10, înseamnă că a avut 10 păiecheri. Eu zic că Dumnezeu este foarte comic. Și are foarte mult umor. Simplu fapt că s-a ajuns la așa ceva înseamnă o gândire, măi. Deci înseamnă că cineva a gândit treaba asta. E clar că Dumnezeu a îngăduit-o, că nu erau ploșnițe. Slavă Domnului că n-avem pe acasă. Dar există! Eu vorbesc serios. Și atunci când mă gândesc la Dumnezeu ăsta care a îngăduit existența ploșniței, care îi chinuie pe mulți dintre mai mari, dacă n-ar avea apă caldă și mai știu eu ce, mă gândesc, suprapun imaginea asta cu imaginea creată de biserică și, bă, ceva nu se potrivește. Și îmi pare rău, de eu timp mai mult să cred în Dumnezeu ăsta care a făcut ploșnița pentru simplu motiv că ploșnica există și are viață. Pe când ăsta din cărți nu există. Nu l-am întâlnit. Și atunci, eu îmi trebuie un Dumnezeu care să integreze ploșnița asta. Pentru că ploșnița asta e în Dumnezeu. Înțelegeți ce vreau să spun? Și dacă Dumnezeu ăsta, biblic, nu mi-explică ploșnița, eu nu pot să cred în el. Și Dumnezeu care a creat ploșnița, sigur n-are probleme sexuale. Și e Yang. Vă e clar? Simplu. Așa că aveți de meditat la ploșniță. Bun, revenim. Este important sexul în cuplu? Absolut, da. Eu cred că un cuplu
care nu are sexualitate complex asumată, manifestată, făcută cu iubire, cu chakra inimii, înțelegând treaba asta, și în anumite condiții, nu poate să fie un cuplu funcțional. Și în perspectivă, nu are cum decât să fie un cuplu care duce la. Adică oamenii oricum sunt nefericiți. Ceea ce pot eu să măsor la un moment dat la un cuplu este cât de mulțumiți ei sunt de viața lor sexuală. Și se află foarte repede treaba asta. De ce nu mai știu eu să fac treaba asta? Să aflu de ce. Asta e treaba voastră. Culmea e că nici ei nu știu câteodată de ce sunt nefericiți și de fapt pot să fie nefericiți din cauza vieților sexuale. Pentru că de multe ori uită ce le plăcea să facă. Păi eram tânără când făceam asta. Sinele n-are nicio treabă cu vârsta. Poate să-ți treacă sau poate să nu-ți treacă, dar dacă în tine rămâne dorința de a face un lucru, n-ai nicio părăță că ai 40, 50, 60 de ani. Știți că la spital a venit un tip, avea 80 de ani. Și la un moment dat, din cauza că nu știu ce a ridicat, i s-a dus o vertebră, i-a atins un nerv și a rămas cu vorba aceea, cu priapism, da? Ca mitică. Și s-au dus ăștia la operație, au pus discul la loc, s-a dus acasă, a venit înapoi. Făceți-mă la loc, că mă dă baba afară din casă. Cum, moșul? Mă dă baba afară din casă, că nu mai fac treabă. Cum adică nu mai faci treabă? Poți, ești sănătos. Mă dă baba afară din casă, că nu-i o pun. Cum, moșule? Păi când? În fiecare seară. 80 de ani, făceți-mă la loc. Eu vorbesc serios. Deci, mai avem șanse, domnilor. Mai avem speranțe. Am vorbit de karma de neam din cuplu, da? Se pot manifesta strămoși din familie. Vreau să vă spun ceva. Unul din lucrurile care vi se poate întâmpla este ca strămoșii celui de lângă tine să nu te placă. Să zicem, nu te plac, nu te place neamul de pe partea mamei prietenei tale. Nu ia mama sau nu ia fiica, dar neamul ei. Nu te place mama. Și toată energia stă împotrivă. Pentru că de asta se pot face constelațiile familiei, să-ți dai seama cine te ajută și cine stă împotrivă. Și se poate întâmpla ca o parte de neam dinspre iubita, prietena ta, să stea împotrivă, că nu te plac. De ce? Nu le place lor de fața ta. Nu consideră că ești destul de bun. Sau cine știe nici alte motive. Sau le-ai călcat pe coadă altă dată. Sau? Și trebuie să vedeți inclusiv treaba asta. Da? Dar bineînțeles. Dar bineînțeles, pentru că problema la un moment dat se pune constelațiile... ai un cuplu. Păi nu intervin constelațiile, nu intervin neamurile în cuplul respectiv dacă ăștia doi sunt uniți? Clar. Deci dacă e să-ți o tragă ție, nu ți-o trage prin iubita ta? Sau, clar. Și atunci automat se pot face constelații familiale și relativ la cuplu. Care dintre strămoși ajută cuplu? Care stă împotrivă? Și atunci trebuie să vezi. Care cum? Deci vreau să vă spun ceva. Eu am întâlnit cazuri de genul ăsta. Am întâlnit un caz și de multe ori nu prea pot cu bună, de bună voie. Că dacă neam undeva e unul care s-a sinucis și ăla a ales rău, ăla îți va face rău. Și atunci singura soluție este să-l învingi. Căpățâna jos și la revedere. Și îl întreb după aia. Pot exista... Ce importanță are dimensiunea organelor genitale în cuplu? Nu mai fac de semn, nu? Cum e sufletul, cum e sinele, așa e și cu restul. Deci dacă nu se potrivește, știți, vă recomand poezia Cheia a lui Adrian Păunescu. O știți? Da. Foarte mișto. Dați Google și o găsiți. Cheia de Adrian Păunescu.
Când te duci cu cheia la portofel, în portofel și te duci la tribunal. Când găsești că broasca de acasă se potrivește la mai multe chei. Pot exista nevoi diferite în cuplu? Absolut da. Deci, absolut da. Nu o să intru la momentul că o să fac o dată o temă specială de sexualitate. Am o problemă. Cred că și am o problemă să fac o emisiune despre sexualitate strict. Și asta înseamnă că nici măcar eu nu am rezolvat problema legată de sexualitate. Și nu problema mea, că n-am o problemă în cuplu, dar cred că problema este apropo de imagine. În momentul în care o să dau pe post tot ce știu, îmi trebuie un amfiteatru mare. Luăm sala Palatului? Da. Arena Națională. Băi, oricum n-ar avea curaj să vină. Românii sunt atât de frustrați sexuale, că nici măcar n-ar avea curaj să vină. Bine. Bă, înseamnă că te-ai eliberat, ți-a fost ziceva la școala asta. Tot e bine. Deci, problema este... apropo de că o fantezie neîmplinită e o coardă care te trage pe pământ. Și că orice fantezie aveți, îmi pare rău despre voi, dar nu dispare. Iar rămân. E ca o energie care a rămas. Nu zic neapărat că trebuie să le fac, dar e clar că trebuie să le rezolv cumva. Pot fi sublimate în lumină? Absolut da. Dar dacă ele vin din voi, dacă ele vin din voi, automat o să reapară. Pentru că rezonați cu ele. E o negare, în realitate. Și atunci, nu știu ce să vă zic și nici nu pot să vă zic, bă, duceți-vă și faceți-vă. Eu știu așa, noi dacă se face ciorba de burtă și mănânci fiecare zi ciorba de burtă, la un moment dat îți trece. Dar dacă nu mănânci, nu o să-ți treacă niciodată. Asta o știu. În rest, nu pot să vă zic eu ce să faceți, pentru că nu pot să-mi asum eu locul vostru, viața voastră. Da? Așa că, cu fanteziile, fanteziile rămân energii care sunt la nivelul corpului și rămân în corpurile voastre. Tocmai la fanteziile. Ce face ca un cuplu să reziste? V-am zis, preocupările comune, idealurile comune, obiectivele comune, grija vis-a-vis de ceilalți, grija vis-a-vis de nevoile celuilalt. Mă rog, nu întotdeauna. Știți ce mă întreabă asta? Antoine de Saint-Exupéry, cu nu e important, dacă țin bine minte, dacă el a zis-o, nu e important să ne privim ochi în ochi, important este să privim în aceeași direcție. Direcția înseamnă obiectivul comun. Da? E frumos ochi în ochi, dar e în perspectivă, e foarte important direcția să fie comună. Da? Afectează trezirea spirituală relația de cuplu? Absolut da. Păi de ce? Pentru că tu când te căsătorești cu o persoană, tu o vezi la nivelul de conștiință. În momentul în care se trezește sinele, e ca și cum ați fi trăit cu ăsta. Și unul, tu, ca om, poți să nu accepti sinele celuilalt, să nu-ți placă de el. Că e altfel decât credeai tu la nivel interior. Deci când l-ai luat, tu nu ești ăla pe care l-am cunoscut. Tu ești altul. Dar el nu e altul. El este cel care e în realitate. Tu, când l-ai întâlnit, era Îngerul lui Păzitor, care e drăguț. Îngerul păzitor nu are frustrări sexuale, nu are complexe, nu are frici, nu are aia, nu are aia, nu are aia. Când apare sinele omului, ăsta are toate bubele. Și atunci problema este de unirea. În primul rând de suport, pentru că tu, oamenii nu știu și chiar nu știu ce să facă, știi? Și când văd că se plimbă, inclusiv cel din cuplu poate să se opună, cum să spun eu, creșterii conștiinței de sine a omului respectiv. Păi de ce? Păi foarte simplu, pentru că el are impresia că el s-a căsătorit cu asta și acum apare chestia asta.
Și evident că se opune venirii persoanei. Și atunci sunt doi care se opun. Și conștiința celui care s-a trezit și partenerul de viață. Și duc la doctor în speranța că o să schimbe ceva. El în speranța că o să fie cum era înainte, nu se mai poate. Ea în speranța sau el în speranța că o să fie ca înainte, nu se mai poate. Odată ce te-ai trezit spiritual, s-a încheiat. Fost ai lele cât ai fost. Acum, bei Grigore Aghiazm. Și n-ai decât să-ți accepți bubele, defectele, la... n-ai încotro. Și tu, care ești lângă omul respectiv, ca așa se pune problema. Dacă cel care se trezește, se acceptă, se iubește, integrează ceea ce este și defectele lui, își revine, se unește și devine un inițiat în perspectivă, un trezit, dacă nu, devine un bolnav, un bipolar, asta e deosebirea între un bipolar și un inițiat. Bipolarul nu s-a acceptat. Și atunci există ruptura asta între el și el însuși. Și atunci ori devine bipolar, ori inițiat, iar celălalt n-are decât să accepte. Băi, pot să trăiesc cu, de fapt, cum era doamna mea sau domnul meu? Dacă nu, n-are control. Adică trebuie să vadă dacă îi place persoana respectivă la nivelul ălalt. La nivelul sinelui. Da? Teoria cununiei relației de cum. Am zis, am vorbit despre cununie la emisiune. Leagă sine, leagă alea, sunt cei doi care se... Tot principiul. Nu există chimie parții, în taina căsătorie. O formă de evoluție. De asta, teoretic, mai e o problemă. Știi că se pune problema... Unul la ortodox ne spune ar trebui să-ți iei nevasta pe care ți-o dă Dumnezeu. Corect. Dumnezeu clar știe mai bine decât mine ce am eu nevoie lângă mine. Da? Ce femeie am eu nevoie lângă mine. Bine, mie mi-a trebuit foarte mult timp să-mi dau seama asta. Pentru că nefiind crescut în religie, și nu în religie, ci în credință, evident că n-am avut noțiuni de voia divină, n-am avut noțiuni de. Da? Acum, evident că aș gândi altfel. Dar asta la 40 de ani. Și un pic. Copiii în cuplu și în relația spirituală pot fi frână sau propulsori. Păi depinde. Că dacă naște un copil care este o înger de cer nu știu mai care, care este direct trezit, care are acces la divinitate și la cunoaștere și la conștiința cristică, ăla te învață pe tine. Dacă ai un copil care este om, care e supus karmei, evident că vine și cu karma lui și vine și cu energia lui negativă și cu problemele lui. Care adaugă probleme în plus. Da? Deci evident că un copil schimbă relația de cuplu și schimbă nucleul ăsta. Dar să nu înseamnă că nu e bine, nu e rău. Pur și simplu este o altă etapă în evoluția unui cuplu. Problema e că la noi, am uitat și eu de curiozitate, oamenii au intrat în cuplu fără să fie treziți. Au început să aibă copii, deci nu mai știu foarte clar care sunt ei în tot amalgamul ăsta. Și la un moment dat se produce divorțul după 20 de ani când s-au avut copiii mari, special ca să-și capete conștiința de sine, că ei nu știu cine sunt. Asta e mai ales, să știți că este o problemă mai ales a femeilor. Deci femeile au tendința să se dizolve, să se împrăștie în cuplu. Și atunci li se ia obiectul muncii. Obiectul muncii sunt soțul și copiii. Când îi se lași soțul și noi, de ce fac? De ce sunt? De ce? Deci, efectiv, îi vezi așa cu ochii mari. Ce mă fac? Pentru că nu mai au un obiectiv. Eu am avut obiectivul să crească copiii, să. Și ăștia pleacă. Stați liniștiți că s-am văzut la psihoterapeuți. În momentul în care au plecat copiii de acasă, că s-au dus la școli, au rămas. De ce fac? Că toată activitatea și toată viața lui era pentru copii. Am văzut la bărbați care au crescut copii. Acum sunt mari. Și eu ce fac? Așa o... Evident, când ai 100 de posibilități, ai o problemă în a face ceva. Cum
Cum să evolueze un cuplu dacă există diferențe calitative și cantitative de limbaj? Păi băi, când intri într-un cuplu nu-ți dai seama că există diferențe calitative și cantitative de limbaj? Adică nu l-ai văzut că nu vorbește? Te tragi karma? Dacă o vii, ies cu ochii. Deci, ideea este în felul următor. Corect, poate să fie o relație karmică, dar e clar că dacă tu ai o relație care are o problemă calitativă și cantitativă cu, așa, comunicarea, nu e vorba de tine, că nu, doamna mea, sunt întrebat. Problema se pune că e clar că tu ai de învățat ceva din asta, că e clar că în altă viață ai fost un bărbat de la Postumul care n-ai vorbit niciodată decât monosilabic și e clar că trebuie să vezi din perspectiva femei. Cum este să trăiești lângă un bărbat care nu vorbește? Bine, eu am reținut, știți că la un moment dat avea, nu știu, avea un prieten de familie și ăsta era foarte ciugubăț, dar știa și foarte multe. Ca dovadă e că la 60 de ani și-a luat o nevastă de 30 de ani și încă trăiește și are și un copil cu ea. Și ăsta la un moment dat a zis, zice, băi, Dragoș, îmi zice, înainte de căsătorie, femeii trebuie foarte multă poezie. După căsătorie, trebuie foarte multă proză. Și așa că trebuie să fii pregătit și cu poezie și cu proză. Cum îți dai seama dacă îți dorești relații doar la nivel superficial și nu la nivel profund real? Și cum faci să repari asta? Foarte simplu. Îmi doresc asta din conștient. Este voia lui Dumnezeu. Îmi doresc asta la nivel de suflet. Deci este un program divin. Sau îmi doresc asta la nivel de sine. Sau e doar o idee a capului mic. Pot să existe toate patru. Eu schimb mereu locul lucrurilor în casă. Este asta o schimbare? Absolut da. Orice schimbare a lucrurilor presupune o schimbare a energiilor. Asta înseamnă Feng Shui, dar nu le schimb așa, hai să vedem ce se întâmplă dacă mut dulapul din partea asta în partea asta. Adică bună și schimbarea asta trebuie să fie făcută cu cap. Orice schimbare, vă sfătuiesc să o faceți cu cap, să vă aducă ceva nou. Adică să faceți ceva care să vă fie util. Eu am ajuns la concluzia că am nevoie să învăț comunicare. Vorbesc serios. La toate nivelurile. Există o comunicare verbală, una non-verbală, există comunicare de cuplu, există comunicare când ții vorba de conferință și vorbesc foarte serios. M-am gândit că am o problemă. Dacă lumea nu mă înțelege, e clar că am o problemă de comunicare. Dacă unii au ajuns să zică că deja nu e un posedar. Bine, au zis și de Hristos, au zis și de Ioan Botezătorul. N-ar fi trebuit să fiu supărat, știi? Dar pe undeva nu-mi place. Sau dacă au zis, mă rog, altele. E clar că undeva eu greșesc. Și cred că trebuie să găsești o carte de comunicare și pentru ultraortodoxi. Deși eu ultraortodox și am avut la cursul, nu știu dacă știți. La mine venea ultraortodox și spuneam, știți, domnule doctor, noi nu vrem să facem simboluri păgâne. Perfect. Și cum facem noi Reiki dacă nu folosim simbolul păgâne? Folosiți crucea. În loc de ciocuri, crucea. În loc de Reiki, crucea. În loc de crucea. Doar, da. A fost deci se poate folosi. Dacă aveți o problemă cu simbolurile japoneze, simbolurile japoneze înseamnă ca și cum ai scrie o propoziție. Propoziția conectează energetic. Nu înseamnă că sunt defecte. Faptul că tu ai o problemă și o fixație pe cruce nu e problema japonezilor. E problema ta. Dacă tu crezi că crucea... Doar aveți impresia că se știe undeva de cruce în afară de planeta Pământ? Și nici măcar pe toată planeta Pământ nu se știe de cruce. Voi aveți impresia că există o planetă dincolo de asta de care se știe de cruce sau de Hristos? Vă înșelați. I-am întrebat eu. Vin să învețe. Unii vin de pe planetă ca să înțeleagă de ce s-a născut Dumnezeu pe Pământ. Și care a fost scopul lui. Pentru că e o chestie, totuși. Dumnezeu, Universul, s-a născut pe un fir de praf din galaxia noastră și da ce caută Dumnezeu acolo. Și atunci vin, bă, trebuie să vedem, să studiem fenomenul, să vedem de ce. Și care a fost scopul și durata vizitei. Dar în rest, habar n-au.
creștinism și mai știu ce ritualuri ortodoxe. Dacă voi credeți că e cineva care face liturghie dincolo de stratosferă, vă înșelați. Mie chestia asta cu universalitatea creștinismului mi se pare mă apucă râsul. Nu e nicio biserică pe lună, mă. Când o să fie o biserică pe lună, o să vorbesc ce? Băi, măcar, mă, să folosească banii ăștia și biserica catolică și ortodoxă. Faceți, mă, bisericuță acolo. Pe lună. Pe partea nevăzută. Să nu o vadă nimeni. Aia, da, ar fi o minune. Dar pe mine mă amuză teribil. Iar supărarea lor este și mai amuzantă, știți? Că ei se supără. Băi, eu vă dau voie să vedeți de ce zic eu. Eu cel mult o să zic, bă, stai să mă gândesc, că au de bine sau au de bine. Dar în niciun caz nu să mă supăr. Pot să zic, mă rog, pot să nu mai urmez niciodată la cursuri. Multe. Așa. Cum afectează sexul copilului cuplu? Păi, gândiți-vă că dacă e fata, automat ai un surplus de in în familie, chiar dacă e yang la nivel interior, ce alte structuri sunt in. Deci o femeie are mai multe structuri in și manifestare e in. Deci vine multă energie in, principiul feminin divin, într-o femeie, chiar dacă la nivel interior este bărbat. Și automat crește inul în... De asta se spune că un bărbat e cel care are... Da, o fată, dar și mai bărbat ești dacă ai mai multe. Există o logică, pentru că automat copiii vin să suplinească un exces de ceva. Înțelegeți ce vreau să spun? Deci dacă într-un cuplu ai mai multe fete, înseamnă că există un surplus de yang la tată. Dacă într-un cuplu ai mai mulți băieți, înseamnă că ai un surplus de yin la tată, care este pentru că un cuplu în esență este, deci o familie în esență este în echilibru, în armonie. Și atunci existența copiilor schimbă polaritățile în funcție de evoluția spirituală a cuplului respectiv. De unde vine această tendință de a atrage aceeași tipologie de femei sau de bărbați? Foarte simplu. Dacă eu sunt într-un anume fel, atrag un anumit tip de femei. Și atunci, eu am încercat să văd treaba asta. Aveam un prieten din copilărie și prietenul ăsta nu din copilărie. Băi, a avut trei neveste. Bă, dar toate trei nevestele fumau și beau cu el cot la cot cu el. Bă, dar beau. Și am zis, frate, unde le-a găsit? Și mă întrebam, băi, el de ce a avut trei neveste care beau și eu n-am niciuna? Și mi-a dat seama că, de fapt, eu nu rezonez cu băutura. Și nu rezonam cu fumatul. Nu am... Și atunci, evident că n-am avut femei care să bea și să fumeze. Bine, mă refer, grație de lungă durată, da. Ca idee. Și atunci, automat, tu atragi, pe principiul rezonanței, ceea ce e în tine. Și atunci, e foarte important. De ce? Pentru că sunt femei care, tatăl a fost bețiv, un soț bețiv, al doilea devine și ăsta bețiv, al treilea devine și el bețiv. Băi, dar stai un pic. Înseamnă că tu ai o problemă. Și atunci, în momentul în care mă schimb eu, automat se schimbă imaginea persoanei de lângă mine. E mai îmbunătățită. Vă e clar? Și atunci e foarte important să aveți grijă la schimbarea voastră și schimbarea voastră automat schimbă oglinda voastră. Că e vorba de profesie, că e vorba de colectiv, că e vorba de studenți, că e vorba de... Deci dacă eu am făcut la un moment dat eu am atras și oameni de calitate și oameni mai, de mai puțină calitate. Dar și mi s-a reproșat asta la un moment dat. Băi, zice, cum tu, care te consideri atât de bun, ai atras și oameni de factură mai puțin bună? Și am zis așa, pentru că eu am școală cristică. Hristos ce a zis? Băi, eu am venit pentru cei bolnavi, pentru cei sănătoși. A, e frumos să lucrez cu oameni care sunt deștepți, care sunt
buni, care n-au nimic de schimbat la ei. Dar arta este, sau arta, sau provocarea este să iei un om din toată nimicnicia lui și să-l ajut să se facă om. În rest, restul se descurcă și singur. E mult mai greu. E mult mai greu să iei oamenii din mijlocul noroiului, să-i faci oameni, decât să te ocupi de oameni care deja au o cultură, o școală, o... ce vreți voi? O credință. La fel cum este foarte greu să-i ajut să evolueze pe ultra-ortodoxi. Pentru că ei oricum vor să fie limitați cumva. O să se autolimiteze. Sunt multe lucruri care ne autolimitează. Credințele, principii. Principii pe care noi le credem bătute în cuie. Te pot autolimita la un moment dat. Și atunci, evident, normal că îmi plac oamenii care pot să educ și să mă depășească pe mine. Și am și de ăștia. Dar pentru mine este o provocare și să găsesc oameni care, băi, poate nu sunt atât de deștepți, poate nu sunt atât de minunați, poate nu sunt atât de curați, dar care în perspectivă se schimbă și devin buni. Și să-i vezi așa după, nu 1, 2, 3, ci după 10 ani, că sunt altfel. Sau să-i fi văzut cum erau în urmă cu 10 ani. Eu nu încerc să mă scuz. Eu am încercat să... Când mi se pune o problemă, nu caut o scuză. Îmi caut motivația acțiunii mele. Și motivația acțiunii mele a fost corectă. De exemplu, am făcut greșeli. Am avut greșeli că nu primeam oameni peste anumite vârste la un moment dat. Vorbesc foarte serios, deci. Aveam o limită de vârstă. Că mă și zicea, s-au dus la un moment dat două elevi de ale mele la Viorel Pop. Și da, pe aceștia noi oricum mai erau mai fetele frumoasele la cursuri. Toate babile mi le trimite mie și era, spuneam toată aia. Dar motivația nu era că erau fetele. Evident că eu vreau să cresc cu oameni care să ducă mai departe cunoașterea și mi se părea că oamenii peste 60 de ani, ce să mai facă ăștia cu cunoașterea? Evident că era greșit, dar așa am gândit atunci, acum 10 ani. Și atunci, e foarte important să-ți revezi ideile, pentru că tot timpul e ceva de schimbat, în sens pozitiv. Da? De ce se pierde iubirea în timp? Pentru că iubirea are mai multe conotații. Iubirea există la nivel de sine. Și iubirea există la nivel de suflet. Ei, oamenii, dom'le, când se iubesc, sunt ca iepurii, frate. Și în momentul respectiv, vorbesc serios și asta nu o să vă spun acum ca să știți. Orgasmul consumă sufletul. Nu-l produce, îl consumă. Statistic, vorbind, măsurat, asta se întâmplă. Și atunci, din cauza că nu au timp să se refacă sufletește, să-și refacă această structură, care hrana sufletului. Știți cum este sufletul? Că la un moment dat m-a întrebat cineva și am vrut să văd și eu și m-am uitat de cristale. Ați văzut cum sunt algele alea în apă, care când miște apa încep să lumineze? E, așa e sufletul. În momentul în care începi să te rogi, sufletul începe să se lumineze. Și în momentul în care postești, începe să lumineze și să curăță și el, și corpul, și tot în jurul lui. În momentul în care începi să faci prostii, buiți de Dumnezeu, prostii, nu în sensul că prostii, nu sunt umane. Dar mai fumezi, unde se duce fumul și energia? E pe suflet, pe plămâni. Ei, în momentul respectiv, ăsta își scade vibrația. Și începe să vină energia negativă. Și se pierde. Se consumă. Și după aia, care este semnul? Nu mai simți plăcerea. Nu mai simți plăcerea și nici bucuria de a face dragoste. Și atunci e clar că s-a consumat ceva. Oamenii nu știu să-și refacă rezerva de iubire față de omul respectiv. Vorbesc serios. O consum. Și atunci trebuie să aveți, de asta se spune, iubirea trebuie întreținută. Și de multe ori lucrurile mici întrețin iubirea, gesturile mici. Ok? Ce îți deschide sufletul? Un buchet de flori. Perfect. Tu. Aia curăț. Ce este? O meserie. Un job. Ce? Că asculți muzică. Ce? Că pictezi. Ce? Că faci nu știu ce. Sunt melodii care îți deschid sufletul. Mi-a trebuit ceva timp să înțeleg. Eu nu prea le-am pe astea cu ascultatul muzicii când ești nervos. Fiecare are alt om de a se curăța. Da?
Și normal că te ceri cu doamna, da? Te ceri cu doamna și tu țipi și ea își pune căștile în urechi și te lasă acolo. Și îți vine așa. Și nu înțelegi, dar de fapt este o formă proprie de curățare. O formă proprie de curățare a sufletului. O formă proprie de echilibrare. Muzica, prin natura ei și prin vibrația ei, nu face altceva decât să te curățe, să te armonizeze, să te echilibreze. Dacă ești nervos, ar fi ideal decât să vă certați, să dați drumul la muzică, frate. Nu? Eu știu decât să ajungeți să vă alergați pe scări, dezbrăcați. Mă, voi râdeți, dar nu se știe. Ce sunt îndrăgostiții de iubire? Dom'le, există oameni care sunt îndrăgostiți de iubire. Adică sunt îndrăgostiți de senzația aia de iubire de la început, când te îndrăgostești. În realitate, ăștia sunt oameni care nu pot iubi. Și ei se hrănesc cu iubirea pe care o proiectează alții. Adică, sunt oameni care sunt goi înăuntru lor. Și fiind goi înăuntru lor, mamă, ce desen complex. Deci, și fiind goi înăuntru lor, ei ștergem sufletul ăsta mare, ce se întâmplă? Ei se hrănesc cu iubirea pe care o proiectează celălalt. Deci, un om îl iubește, yes. Ei simt iubirea celorlalți și se hrănesc din iubirea aia. Care ține cât? Până când o consumă omul respectiv. Cât durează? Jumătate de an, un an, poate mai puțin. Că evident că dacă omul respectiv nu primește nimic în schimb, dar ei funcționează tocmai pe baza iubirii celuilalt. Și ei preiau și la un moment dat devine irascibil. De ce? Pentru că nu mai primesc. Sau până închide robinetul, când vede că stai un pic, dar nu mai îl dau. Da? Și în momentul respectiv încep să apară disfuncțiile. Pentru că el nu mai primește, sau ea nu mai primește, ceea ce are nevoie. Și ăștia sunt oameni care trec așa, din relație în relație. Ting, 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 ting. Dintr-o nevoie de iubire. Toți avem nevoie de iubire. Asta trebuie să fie foarte, să vă intre foarte clar în cap. Cu o căpătați de la Dumnezeu, de la Maică, de la Sfinț. Cu o căpătați de la mamă, de la tată, sau cu o căpătați de la un bărbat sau o femeie, toți avem nevoie de iubire și toți funcționăm cu așa ceva. Că v-ați conectat la iubirea divină. Perfect. Dar dacă nu ați înțeles iubirea umană, iar trebuie să vă întoarceți. Voi trebuie să ajungeți să înțelegeți și sexualitatea, și iubirea, și iubirea divină. Și asta nu se poate face decât prin experiment. Vă e clar? Și orice ar fi, nu că vă condiționez, dar mă uit așa de gândesc la cei care vin la mine. N-aveam mulți motive să fie pe pământ. Și dacă n-au înțeles, trebuie să vină. Deci există diferență de iubire cantitativă și calitativă, v-am spus. Pentru că sunt oameni care iubesc de la nivel de sine, sunt oameni care iubesc, manifestă iubirea divină deja la nivel de suflet. Evident, femeile pot să iubească mai mult și eu vorbesc foarte serios că femeile au trei centri a iubirii spre iubire de bărbați. Deci există această diferență calitativă și cantitativă și între bărbați și femei, dar și între oameni în general. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. A, și mai este un motiv pentru care există diferența asta cantitativă și calitativă, care nu sunt, de fapt, diferențe cantitative sau calitative, ci pentru că oamenii nu știu să se exprime în limbajul de iubire al celuilalt. Adică limbajul meu de iubire este, domnule, îmi face mie o ciorbă de văcuță ca lumea așa cu Leușteancu. Nu? Atunci mă iubește. Dacă mi-a făcut o ciorbă oală. Da? Sau limbajul iubirii mele poate să fie, eu știu, fantezii de alea. Pe terasă, la nu știu unde. Da? Sau poate să fie să-mi aducă, eu știu, acolo. Un castel, atenție, un Victor.
măcar o cărămidă la castel. Deci, darurile. Pot să fie darurile, da? Pot să fie atingerea, pot să fie timpul petrecut împreună. Pot să fie serviciile. Îmi faci mie pantofi? N-are pantofi. Poate pe lideaș. Pot. Îmi vezi și mie și returile? Chestii de genul. Deci pot să fie serviciile. Servicii poate să însemne orice. Te duci, duci și mie asta la Xerox, mi-ai și mie hainele de la Cluț. Chestii de genul ăsta, drăguțe. Care ne plac nou, la bărbat. Da? Deci serviciile. Sau, deci timpul petrecut împreună, darurile, atingerea, te rog, citiți limbajele iubirii, sunt niște cărți scrise de un tip, se numesc limbajele iubirii, la copii, la femei, etc. Fiecare are modelul lui de limbaj al iubirii. Da? Și atunci trebuie să înveți să vorbești în limbajul iubirii celor ca să se simte iubit. Degeaba îl iubești, că poți să-l iubești. Una dintre problemele pe care le au copiii care vin la mine, apropo de părinți, este că copiii nu se simt iubiți. Și eu îi spun direct, este că pe tine nu te iubește nimeni. Măsa, deci cu părinții lângă ei. Cum, dar noi te iubim? Și părinții corporatiști ajung la 8 seara, stă cu bonă. Și zic, nu aveți activități împreună, îi lăsați la televizor, la ăla, la ăla, dar de fapt nu aveți grijă de ei și se simt iubiți pentru că nu petreceți destul timp. Pentru copii e foarte important timpul pe care îl petreci cu ei. Și pentru oameni, evident. Da? Deci timpul petrecut împreună este foarte important și mai să fie un timp de calitate. Ok. De ce oamenii în parte ne au impresia că nu sunt iubiți? Iar și chiar dacă sunt iubiți. E vorba de limbajele iubirii. Bun. Apropo de căsătorie, că mi-am lăsat întrebări și pentru căsătorie. Căsătoria este o schemă. Deci, eu am încercat să privesc planeta asta. Și eu am o bună capacitate de a mă detașa. Ies. Și mă detașez de un lucru și încerc să-l privesc în exterior. Ei, și eu mă întrebam de ce mi s-au îngăduit mie totuși. Tot ce am făcut eu în viața mea. Mie, uneia ca fond, părându-mi că sunt multe prostii pe care le-am făcut și doamne, dar nu înțeleg de ce. Și de fapt, eu am trecut prin diverse scheme. Pentru că a fi căsătorit e o schemă, e o sferă. A fi burlac e o sferă, a fi călugăr este o sferă și o schemă, un rol, corect? Deci nu ai cum să fii în această planetă în afara rolurilor. Indiferent ce faceți, intrați într-o schemă. Indiferent ce faceți, intrați acum într-o tipologie psihologică. Vă sunteți acolo. Ați făcut testul și te trimite. Fiscal la biorezonanță. Ai făcut testul de biorezonanță, ai alergie la puf de gâscă, puful de plop. E foarte ușor să-ți dai seama la actual. Și toți trăim în niște scheme. Problema e când ne complacem în niște scheme, în niște sfere, în niște situații care ne fac rău. Când ne obișnim cu ele. Adică știți principiul, se obișnuiește omul și cu rău. Și cea mai mare problemă este când te obișnuiești cu rău. Și când nu încerci să schimbi în sens pozitiv. Deci când nu se mai poate schimba în sens pozitiv. Și atunci trebuie să faci ceva. Pentru că aia înseamnă involuție. Nici să sar din sferă în sferă. Că nu-ți iei lecție. Dar e clar că există un nivel la care mi-am luat toate lecțiile relativ la sferă. Corect? Și vă mai spun ceva. Dumnezeu
nu o să vă permită să intrați în sfere pe care le-ați trăit. Că pentru că sferele astea sunt limitate. Numărul, situațiile, tipul de situații sunt limitate. Dacă ați mai trecut prin ele. Adică dacă ai fost călugăr și știi ce înseamnă să fii călugăr, crezi că o să mai intri vreodată în mănăstire? Nu! Îți mai folosești la ceva? Nu! Ai lecția făcută. Bun. Știți care e singura schemă în care intrăm în fiecare viață, în fiecare viață a noastră? Și putem să intrăm? Căsătorie. De ce? Pentru că deși căsătoria este și ea o sferă, regulile se schimbă foarte mult în funcție de participanți. De parteneri. Și atunci permutările sunt infinite. Infinite. Adică nu ai timp să te căsătorești cu toți bărbații și nici cu toate femeile, dar probabilitatea și modul cum poate să evolueze un cuplu este infinit. Infinit nu mă refer că n-ai când să trăiești. Suntem 7 miliarde, nu? Dar e vorba de numărul de permutări. Dar asta pot să vă spun că, în practică, am descoperit că, indiferent, ai fost căsătorit, n-ai fost căsătorit altă dată, ai fost, n-ai fost. Toate astea se repetă. Căsătoria, familia, eventual, și nu întotdeauna copiii, să știți. Adică trebuie să ajungi la un nivel foarte mare la care o relație să nu te mai surprindă. Ok. Știu că sună drăguț. Am fost întrebat ce e căsătoria în Hristos. Și ce sunt cu miresele lui Hristos. Nașpa. Deci cea mai mare problemă sunt femeile care au fost miresele lui Hristos. De ce? Au la nivel interior potențial divin, nu știu să-l folosească și-l folosesc prost. Și dacă nici nu știu să îl folosească cum trebuie, sunt dezastru. Deci sunt, cum să zic eu, ca un tsunami. Pe care nu poți să-l faci nici cum să iei energia și să o canalizezi cumva. După. Bine, în timp evoluează. Dar la început, când își dau drumul la energia asta, pentru că fiind miresele lui Hristos, au acces la conștiința și puterea cristică. Și o manifestă. Pot să fie foarte bun terapeut, dar sunt dezastru în rest. Pentru că păstrează schemele de călugărie. Călugărițe sunt miresele lui Hristos, da? Și ele vin în viața asta și zici că sunt femei normale. Ei nu sunt. Și au putere. Că au puterea cristică, au acces la puterea cristică, care rămâne, să știți. Pot să fie foarte bun terapeut și au o voință extraordinară. Și te bubuie. Bine. Problema mea și eu nu am o problemă să și am reproșat-o lui Doamne. Zic, Doamne, de ce n-ai grijă de sale tale? Adică, stai, înțeleg să mă iau de la aia negri, dar să mă iau de la miresele tale, mă lași. Adică, am ajuns să mă bag cu miresele lui Hristos, că n-am treabă cu demonul, n-am treabă cu miresele. Că sunt tute și n-au înțeles multe dintre ele. Deci, lume trăiesc și atunci am impresia că le fac bine. Dar, bine, toată lumea trece la un moment dat prin ideea că face bine și de fapt face rău. Că toți și eu am trecut prin asta și poate mai trec că am impresia că fac bine și poate fac rău. Da, corect. Bă, da, e un nivel la care zic eu că n-ar trebui. Pentru că eu dacă voi sunteți unul dintre voi elevii mei și ați învățat niște lucruri pe care v-am învățat și o să le folosiți în mod rău, eu o să vin după voi. Clar! Și mi se pare corect și el să facă la fel. Nu pentru unii mumă și pentru alții ciumă. Toți avem același drept. Pe pământul ăsta. N-are importanță cine, ce, cum. Ce a răspuns? Ce?
N-am primit răspuns oficial încă. Dar mi s-ar părea corect să-l primesc, să știu. Foarte corect mi s-ar părea. Adică mie mi s-a spus foarte clar, vezi că dacă înveți pe ăștia și fac rele, tu clădești. Perfect. Și atunci, preoții care fac mie rău și care sunt preoții lui și episcopului, de ce nu mi se întâmplă rău? Poate mi se întâmplă rău. Corect, nu? Păi, ori suntem pentru toți la felul, legea e aceeași pentru toți. Nu există. Că eu am întrebat doar de bine, dar Hristos de ce are mai multe mirese? Păi Hristos e Hristos. Mă, mă lași. El e model. Ori e aceeași lege pentru toți, ori nu. Un model trebuie să fie accesibil oricui. Și oricine trebuie să aibă același dreptul cu el. Dacă e modelul meu. Altfel nu mă interesează. Și atunci, dacă el este modelul meu, automat, am aceleași drepturi. E curs. Adică e seminar, dar mai mult curs. Cum am zis, scopul căsătoriei e terapia de grup. Un grup format prima oară din doi, tu, ea. După aia mai apare și psihoterapeutul, tu, ea, psihoterapeutul. În perspectivă mai apare și un copil, tu, ea, psihiatrul. Poate să apară soacră, socru, mă rog. Depinde, bunica, bunicul. Până apar copiii. Eu vorbesc foarte serios. Este o terapie, familia este o formă de terapie de grup. Vorbesc foarte serios. Și culmea este că principiile prin care vin cei care vin, vin tocmai pentru pe principiile terapiei. Eu am făcut terapie de grup, adică am condus terapie de grup când eram în spital. Medic. Și făceam, domnule, când s-au așezat, ați citit A treia venire? Băi, e reală. Deci, mai puțin, Ilie, mă rog. Ăia sunt pacienți reali. Stăteam la masă cu ei. Și așa erau. Și zici că a turnat și i-a adunat. Pe fiecare parte. Și tocmai asta face drăguță. Terapia de grup. Că vin oameni de diverse, dar care sunt atrași de ceva. De acel ceva. Afel este și familia. Că o familie se întrunește pe principiul rezonanței. Și pe principiul oglinzii. Și atunci, părinții sunt oglinzile copiilor, copiii oglinzile părinților. Evident că e nașpa. Și aici apare problema. Bun, hai să zicem că se întâmplă următorul fenomen și mie mi-e drag de familiile creștine, pentru că o să și-o fure rău. Și vă zic de ce. Preot. Îmi dau exemplu ăsta că mi-e foarte drag. Preot. Da? El, nevastă, doi băieți. Unul popă, unul recuperator. V-am zis. Da? Bun. Ce înțeleg eu din treaba asta? Dacă eu, la nivel de subconștient, ca preot, da? Îmi impun postul, abstinența, așa. Îmi impun și lucrurile la preotea asta. Poate n-ar vrea ea. Abstinența, postul, la la la. Își impune și celălalt băiat al meu. Postul, abstinența. Păi cine mai face sex, frate, aici? Cine mai face? Eu vorbesc foarte serios. Și asta știți ce se întâmplă? Că la nivel de societate, dezvoltă ce? Manifestarea asta. Exacerbare. Deci, ăștia nu și se sparge pe aici. Și așa se întâmplă și în familie. Deci dacă oamenii nu învață să-și gestioneze umbra, nevoile și frustrările, ei o să se manifeste prin ce? Prin copii. Foarte clar? Foarte simplu. Toate nemulțumirile noastre, toate frustrările noastre se manifestă prin copii. Și aia se întreabă, știți dacă copilul meu de a treia nu i-a observat că se masturbează? Și nu, e o formă de manifestare a energiei sexuale. Care există. Unde? În familie. Dacă îi cauți care sunt nemulțumiți, îi dai imediat de cauză. Și așa se întâmplă în familie. Și atunci, dacă nu vrei să gestionezi treaba asta și apropo de nevoi și de construcție, nu poți să construiești și să lași nevoile. Pentru că produci ruptura. Producând ruptura, la un moment dat asta bubuie. Pe undeva.
ca boală, ca aia, ca aia, ca aia, prin copii, prin aia, prin aia, prin aia, bubă. Și atunci tu trebuie să iei energia asta și sublimezi. Tu trebuie să te... Trebuie să evoluezi odată cu umbra ta. Nu în opoziție. Dacă ești în opoziție, să produce spărtură. În tine, în familie, în cei din jurul tău. Și prin ce se manifestă? Prin cel de lângă tine. Toate nemulțumirile tale. Toate. Toate neîmplinirile tale. Toate frustrările tale se manifestă prin cel de lângă tine. Da? Cum se manifestă drepturile divine la nivelul unei relații? La fel. Fiecare vine cu dreptul lui, fiecare vine cu semnul lui, fiecare vine cu programele lui, se face o sumă. Suma asta e modul. Deci plus cu minus, plus cu minus, deci se adună, se scadă în funcție de drepturile divine ale fiecăruia. Da? Deci vine că dacă are unul un drept divin pe casă și un drept divin de mașină, ce se întâmplă prin sumă? O să aibă și și. E bine că dacă unul are aia și nu are aia, o să aibă ce are cel care are voie. Evident că dacă unul are plăți karmice grave, atunci automat o să piardă și celălalt ce are. Așa e. E ca la datoriile la bancă. Când iei un om, reiești cu datoriile la bancă. Da? Cam așa funcționează și dreptul divin. Relația dintre homosexuali. Care este, apropo de karma? Păi să știți că relația dintre homosexuali, din punct de vedere al principiului psihicului uman, este exact la fel. Faptul că au alte, sau mă rog, au aceleași organe, nu-i face altfel oameni. Tot oameni sunt, tot cu aceleași probleme, tot cu aceleași nevoi, tot cu aceleași gelozii, tot cu aceleași frustrări, tot cu aceleași complexe. Ba, din contră, problema lor este mai mare și aplicarea lor este mai rapidă, pentru că, din păcate, în relația de homosexuali, nu mai intră Dumnezeu. Îmi pare rău. Nu este o relație constituită de Dumnezeu și îi pierd din SNM. Și pierzând din SNM, automat îi ajung la scăderea vibrației mult mai repede și la închiderea chakrelor superioare. Dar asta e altă problemă. Bun. Voi, întrebări. Ăla eu. Dacă cuplul este o școală, atunci care sunt motivele pentru care unii nu ajung să aibă o căsătorie sau o relație? Nu vor. Sau nu au voie. Deci, există mai multe școli pe planeta asta. O școală poate să fie să te căsătorești. O școală poate să fie să fii singur. Există o școală a singurătății. Este o școală să-ți dorești să te căsătorești și să nu poți. Să-ți dorești să trăiești în cuplu și să nu fii în cuplu. E o școală. De ce? Pentru că trebuie să înveți să trăiești cu singurătatea ta. Cu tine. Pentru că un om care nu știe să fie singur, va ajunge să fie singur să învețe să trăiască în singurătate. Exact cum un om care nu știe să trăiască în cuplu, va ajunge să trăiască în cuplu. De ce? Să învețe ceea ce nu știe. Să coopereze, să colaboreze, să manifeste, să înveți, să lucreze împreună, să conlucreze. Pentru că asta e problema. Când faci totul singur, ești obișnuit să fii tu cu tine și cu Dumnezeu. La revedere. Mi-am luat calul și am plecat. Când ești doi, mergi și tu. Păi și calul ce zicea? Nu mai poți singur. Trebuie să întrebi. Vorbesc serios. Și este altă școală. Vorbesc foarte serios. Și atunci sunt două școli diferite astea. Dacă cineva rămâne singur, poate că are școala singurătății. Dacă cineva rămâne singur, poate că alege el dinăuntru lui să rămână singur. Pentru că sunt mulți oameni care trebuie să treacă prin școala cuplului sau a căsătoriei și nu o fac pentru că în realitate nu vor la nivel interior și fug. Pentru că știu că nu e ușoară. Unii. Că au mai trăit-o. Și atunci fug. Da? Divorțul. Doamne, hai să vă explic ceva. Divorțul face parte din viață precum căsătoria. Adică, tu sunt avocați pe lumea asta? Păi nu trebuie să trăiască și ei. Dacă toată lumea s-ar înțelege bine, nu? A
Asta a fost cea mai mare țeapă pe care l-a dat-o notarii avocaților când au trecut căsătoria la notariat. Pentru că le-a luat pâinea de la masă. Le-au luat pâinea avocaților. Dar divorțul este ca și, cum să spun eu, o școală. Există. De ce? Păi foarte simplu. Știți, femeile după căsătorie se schimbă. Și am observat asta, dacă vă dați seama, am analizat, doamne, și se schimbă. E ca și cum și-ar fi obținut un obiectiv. Au... Au avut un obiectiv general. Și s-au... Și s-a îndeplinit. Băi, la revedere. Pentru că o să vedeți că femeile, în general, și asta e o observație, e o constatare, sunt mult mai... Sunt îndrăgostite de conceptul de familie, nu de bărbat. Adică ele vor să se mărite ca să aibă o familie. Dar nu pentru că îl iubesc pe bărbatul respectiv. Și după ce se căsătoresc, nu mai sunt atente la bărbat. Ele sunt căsătorite. Ele sunt acolo deja. Deci și-au ales, au avut target, au ajuns pe Everest și ele sunt acolo. Și sunt apini. Și atunci nu mai au grijă de bărbatul respectiv. De nevoile lui, nici el, de ea, nici el. Că balamul că e general. Da? Un bărbat care își dorește foarte mult de femeie, a luat o nevastă, gata. Am legat-o. I-a mai făcut și un copil. S-a încheiat. Și evident că nu mai are grijă de nevoile ei. Și nici ea de ale lui. Și după aia, evident că încep să le caute prin alte părți. Și chiar dacă nu le caută, îi ajung nevoile. Da. Eu vorbesc foarte serios. Pentru că de multe ori sunt lucruri pe care le atragi pentru că la nivel subconștient au rămas. Poate să nici nu fie, să nu fie vina celui de lângă tine. Că el nu știe ce nevoie ai tu. Da? Și nici tu nu poate că știi, nu știi ce nevoie are ea, dacă nu spune. Că de obicei se întâmplă felul următor. Ea are pretenția ca el să simtă. Să simtă, dacă n-a simțit, înseamnă că nu iubește. Iar el are pretenția ca ea să știe. Și el, ea nu știe și el nu simte. Și atunci se produce separarea asta. Ruptura. Tum, 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 care se mărește. Tum, 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 tum. Și se produce ruptura. Pentru că bărbații nu simt. Vreau trebuie să vă spui, să le arăți, că suntem un indicator, bețișor, acolo, acolo, iar o femeie trebuie să explici ce vrei. Dacă sunt legați în biserică, da. Pentru că aici depinde foarte mult energia preotului care i-a legat, ce a folosit, energiile pe care le-a folosit. Sfințirea pe care a făcut-o pentru că, mă rog, dacă sfințirea a fost făcută, se rup legătura asta. Dacă e făcută de un preot ca lumea, aia trebuie dezlegat. Sunt corzi. Se face rugăciune de dezlegare de jurământ. Deci pentru că problema este de jurământ care se face. Și tu îi juri lui Dumnezeu, sau ei, îi juri iubire și credință veșnică și mai știu eu ce. Deci vreau să-mi spun ce. Vreau să vă zic un lucru. Este cât se poate de firească în legea iubirii. Că se dea și mă gândeam, bă, nu e firesc și nici normal să juri iubire, să juri iubire veșnică. Da, dar dacă ajungi în legea iubirii și începi să iubești oamenii, chiar nu minți. Pentru că tu iubești toți oamenii și automat. Indiferent, dacă am fi pe un Hristos care și-a împit pe ea de pe cruce, e clar că tu poți să iubești pe nevastă ta, indiferent ce ar face. Și tu poți să-l iubești pe bărbatul, indiferent ce ar face. Numai că noi iubim condiționat. Deci să dai și mă gândeam dacă e greșit sau nu jurământul de la biserică. Nu e greșit. De-aia presupune iubirea necondiționată. Adică trebuie să-l iubești pe la și la bine și la rău. Păi nu e că noi iubim condiționat. Adică dacă nu face ce vreau eu, de ce să-l iubesc? Și dacă nu face ce vreau eu, de ce să-l iubești?
Mai înțeleg? M-a întrebat altă doamnă ce înseamnă iubire necondiționată. Și zic, doamne, aveți un băiat? Da. Era foarte supărată că bărbatul s-a înșelat. Și zic, aveți un bărbat? Aveți un băiat? Da. Și are o prietenă? Da. Și e bine cu prietena lui? Da. Înseamnă că eu pune bine. Nu știu, domn doctor. Doamna e fericit? Da. Zâmbește așa... Da, înseamnă că e bune mine. Da. Și, de, și iubiți pe băiatul dumneavoastră, nu? Da. Și să sunteți bucuroasă că doamna are grijă de el. Da. De ce nu puteți acea lucru pentru soț? Aia se numește iubire necondiționată. Evident că... Nu. Invertând situația, n-aș putea să iubesc așa necondiționat. Și nici nu-mi doresc. Încă nu. Stadiul ăsta. Da. Apropo, mi-am adus aminte de... de... mă gândeam... Deci mie, fără să vreau, m-am lovit de foarte multe chestii. Și eu analizez și îmi place și societatea. Da? Și când eram mic, am auzit de țările nordice. Și de țările nordice, când te duci tu și vine ăla la tine și te întreabă, știi, n-ai vrea să te cruci cu soția mea asta? Și eu am crezut prima oară că e poveste. Și după aia mi-au venit mai mulți. Știi că îți confirmă mai multe. Da, domne, în țările nordice, bărbații, din cauza frigului berii și mai știu eu ce, pe la 30 ceva de ani, închină steagul. Și vin băieții din zona mediterană în care beau vin și mănâncă nu știu ce. Și se întâmplă treaba asta. Și mă gândeam, bă, aia sunt nebuni sau nu este nebuni? Nu pot, deci nu pot să aibă toți dreptate. Știi? Și atunci zic, bă, aia sunt nebuni, ori noi ca și creștini ortodoxi suntem nebuni. Sau au toți dreptate. Știi că e mai și aia cu tu ai dreptate și tu ai dreptate și tu ai dreptate. Ei! Și după aia m-am gândit la șogun. V-am zis, nu știu ce să zic. Din perspectivă legală, divină, de fapt nu divină, creștină, pentru că eu nu mai am certitudine. Am văzut foarte multe lucruri care nu sunt corecte și nu sunt exacte și nu mai am certitudinea că legea ortodoxă este cea mai corectă. Nu mai am. Nu pot să o am. Din perspectiva legii ortodoxe, ar însemna că mulți dintre noi nu avem nicio șansă de mântuire. Și e fals. Asta îl contrazice pe Hristos. Și da, ori e Hristos, ori nu e. Da? Pentru că legea iubirii presupune să dai iertare oricui. Și lui Ciprian, și... cum se cheamă? Prostituatei și oricui. Ori dacă tu dai legile pe care le dai... Și mi-am adus aminte de un lucru. Știți că la un moment dat spune Hristos un lucru foarte mișto. O, voi, cei care... Nu. Nu e. Care ați pus pe umeri oamenilor poveri pe care nici voi nu le puteți duce. Aia se referă la legi. Știți câte legi aveau evrei? Apropo de păcate? Câte păcate au evrei? 600. Bărbații. 300 femeile, că-s mai slabe de minte. N-am zis-o eu. N-am zis-o eu. Asta e, mă rog, asta e deci, religiile monoteiste, care sunt misogine. Și atunci, pot să contrazic, o singură lege vă dau vouă. Ce lege le-a dat? Ce lege le-a dat? Să vă iubiți unul pe alții cum v-am iubit și eu. Punct. A zis altceva? Condamnă-l pe ăla, dă-i în capul ăla, ia-l pe ăla, nu-l împărtășit. L-a împărtășit pe Iuda? Da. Da! Cine poate să te oprească de a împărtășea mie dacă Hristos l-a împărtășit pe Iuda pentru numele Dumnezeu? Deci eu, dacă aș fi Iuda, nu mă poate opri cineva de la împărtășea mie? Nu! Nimeni n-are voie să mă oprească de la împărtășea mie, pe mine. Dacă și Iuda a fost împărtășit. Deci mai jos de Iuda, ce pot să fiu? Înțelegeți ce vreau să vă spun? Și atunci, dacă apar neadevărul ăsta și... Nu știu cum, nu neadevărul. Nepotriviri. Cu ceea ce a adus Hristos, tu mi-am dat voie să mă îndoiesc. Și atunci eu nu pe mine manifestat nicio lege. Deci a fost un moment în care încercam să respect strici, toate, deci am pitat prima casă.
Și la un moment dat mi-am dat seama că nu se poate și că e greșit. Și atunci, singura lege care rămâne e legea iubirii. Punct. În rest, povești. Altceva. Este adevărat că procesiunea religioasă a căsătoriei în ritul catolic este oarecum mai slab, eficientă, mai puțin benefică decât procesiunea religioasă a căsătoriei ortodoxe? Într-adevăr, să știi că riturile catolice, din punct de vedere al vibrației, sunt mai joase decât cele ortodoxe. Corect. Deci, întâmplarea face că a trebuit să măsor și am măsurat. Și vorba și de Paște și de absolut de ceva. Și ritualul împărtășanii, până și împărtășanii, este mai slab, pentru că ei fac împărtășanii doar cu pâine. Deci, nu au taina Euharistiei până la capăt. Și automat, până și ce primesc credincioșii, este mult mai jos decât. Asta e una dintre problemele pe care pot să le ridic apropo de creștinism. Păi voi mă împiedicați să ajung la Dumnezeu. Mă împiedicați să creșteți din punct de vedere spiritual. Eu nu am voie să, deci mie, Mirca, Mirean, sunt împiedicat să fac lucruri și să acces la nivelul superioare specifice ortodoxiei, adică preoției și episcopiei. Fără să. Asta nu mai e cristică. Punerea, deci, preoția și episcopia, știți cum se făcea? Nu cum se făcea, nu cum se face. Eu, cu tine, decideam că ăla este demn și îi puneam mâna pe cap și ceream și venea Duhul Sfânt. Asta era. Hirotul din Sera. Asta era făcutul episcopilor. Să nu credeți că era ce vedeți voi acum la televizor. Și asta rămâne. Deci nimeni nu are puterea să-mi ia mie treaba asta. Dacă mi-e dată de sus. Înțelegi? Ori ei au făcut din asta un spectacol și, într-adevăr, o formă de plată și de bani. Ceea ce e greșit. Altceva. Cu frustrările transmise copiilor. Da. Așteptăm până la 50 de ani sau cum putem să le rezolvăm mai devreme? Păi, în primul rând, trebuie să înțelegi care sunt ale tale. Trebuie să înțelegi ce-ți dorești tu și să le găsești o formă de canalizare. E clar că nu poți să le faci pe toate. Da? Bun. Și atunci eu trebuie să-i dau o formă energiei mele, tocmai ca să nu se manifestă prin cei mai slabi decât mine. Deci dacă eu am o energie, dă-mi un exemplu. Dom'le, eu sunt un bărbat super potent, da? Soția mea nu e chiar așa aftiată după, ei ajunge o dată pe săptămână, eu aș avea nevoie zilnic. Ce fac? Nu o fac, se manifestă prin copii, dar dacă nu o fac, mă frustrez pe mine. Ce fac? Și atunci trebuie să dau formă acestei energii sexuale. Adică, o consum altfel. Sport, natură, tineți. Bine, poți să te duci pe lângă, știi, dar nu e foarte ok. Că după aia apar mai mulți în familie. Nu mai sunt numai doi. Sunt N. Și atunci, sport este o formă. Sau îmi canalizez energia asta către altceva. Un hobby. Ceva. Ceva care să mă mulțumească în atât încât să nu mai fiu frustrat. Dar asta n-am cum să zic eu. Tu trebuie să afli. Dom'le, chestia asta care o fac, fumatul, de exemplu. Știți că fumatul este o formă și de defulare, apropo de sexualitate. Nu ai parte de sex? Și elimin. Vorbesc serios. Energie. Vorbesc serios. Sexuală. Fumatul e o formă de defulare. Sportul e formă de defulare. La unii, mersul la biserică e o formă de defulare. Rugăciunea e o formă de defulare. Și atunci fiecare trebuie să-și aleagă modul lui în care defulează. Tu ți alegi pe al tău, care ți se potrivește ție. Da. Și atunci îți dai seama că momentul... Deci dacă copilul meu este agitat de tot, înseamnă că eu sunt încărcat. Dar dacă mă duc și aleg, văd că ăștia se liniștesc. Da? La fel e cu căței. Dacă eu sunt agitat, câinele meu se agită. Da? Dacă eu sunt liniștit, eu să stau liniștit. Eu determin starea celor din jurul meu și mai ales a copiilor și a câinilor care nu au, cum se cheamă, ei nu au un mecanism mental format astfel încât să, cum să spun eu, să stăpânească energia care vine peste ei. Și atunci manifestă sub o formă agitație, țipă, la plâns, la... Deci problema sunt eu. Și atunci eu trebuie să caut calea mea de defulare. Eu pot să fiu destul de înțelept să văd pe nevastă mea. Sau pe prietena mea. Sau pe cine e lângă mine. Da? În momentul în care ea se încarcă din punct de vedere energetic, poate că nu conștientizează că are nevoie de
de sex. Că femeile câteodată mai neagă, știi? Sau nu au, nu simt, da? Dar ele se încarcă. Și nu trebuie să găsesc și o să ajung să-și găsesc o formă de flare. Mai poate să fie un sport, un dans, un curs de nu știu ce, de pictură, teatru, muzică. Până și mersul în mall. Că toată lumea zice, doamne, mergem în mall. Dom'le, e o formă de armonizare. Când ești parte, acolo e o masă de oameni, da? Oamenii ăia se plimbă, corect? Deci, automat, dacă oamenii ăia se plimbă, creierul lor nu funcționează la un anumit de vibrație? Și masa nu afectează individul? Deci, dacă eu intru într-un loc unde creierele sunt liniștite, creierul meu care e hiper excitat, nu se va liniști? Și atunci nu este, de exemplu, și mersul în mall sau în aglomerație, o formă de liniștire? Dacă eu sunt foarte liniștit și mă duc în mall, evident că mă agită. Pentru că dacă creierul meu este liniștit, oamenii ăia se duc acolo să se liniștească ca o gărgăuni în cap. Deci evident că pe mine mă va agita mall-ul. Dar dacă sunteți hipertensionați, că învățați, hiperstresați, că hiper nu știu ce, că țipă unul la voi sau face aia, să vezi ce bine merge mall-ul. Evident, dacă ai creierul odihnit, n-ai nicio treabă. Dar dacă ești agitat, să vezi că masa oamenilor te ajută. Să te armonizezi, să te echilibrezi. Bă, e clar? Deci trebuie să învățați. Sunt niște instrumente în lumea asta, măi. Sunt în culmea agitației. Ce fac? Evident, îmi pun hard rock sau Metallica. Da? Pun muzică de relaxare. Ce fac? Mă duc într-un loc unde e aglomerat, unde se mănâncă. Se duce din energia mea. Ce fac? Mă duc la un film, mă duc la un teatru. Și să vezi, când plecați de la filmul ăla, o să plecați altfel. Poate să fie prost filmul. Sau poate să nu... Eu zic că dacă dintr-un film ai găsit o idee deșteaptă, nu te-ai dus degeaba. Indiferent cât de prost e filmul. Pentru că viața noastră este făcută dintr-o sumă de idei deșteaptă, pe care nici nu te aștepți unde le vezi. Poate să fie cel mai prost film. Dar ideea aia, ți-a făcut clicul ăla, scânteia. Bine. Ok, hai să vă fie de folos. O seară bună!